Bun găsit! Sunt Simina Lupu și vă prezint retrospectiva știrilor acestei săptămâni. Iată principalele titluri ale săptămânii. Tabăra internațională de pictură Lucian Grigorescu a luat sfârșit lunea aceasta la ora 18. Marți seară, începând cu ora 18, a avut loc ședința ordinară de Consiliu acestei luni. Consilierii locali din Megidianu au aprobat în ședința ordinară a lunii august contul de execuție al bugetului local și al instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții pe trimestrul 2 al anului 2013. Mititei vor sfârâi și berea va curge în halbe pentru megidienii care vor veni zilele acestea la zilele orașului. Deși scenariul excrocilor care acționează prin metodă accidentul a fost extrem de mediatizat, oamenii încă mai cad în plasă infractorilor care acționează din penitenciar cu ajutorul unor complici aflați în afara gratiilor. Lunea aceasta, tabăra internațională de pictură Lucian Grigorescu a luat sfârșit. La ora 18, cei 15 artiști plastici invitați la cea de-a 10-a ediție a festivalului, expunându-și lucrările în fața megidienilor prezenți la Casa de Cultură a Sindicatelor Lucian Grigorescu. Astăzi, la ora 18, a avut loc vernisajul expoziției de închidere a taberei de pictură Lucian Grigorescu. Cei 15 artiști invitați la cea de-a 10-a ediție a festivalului au expus în foaierul Casei de Cultura Sindicatelor, fiecare pictor realizând 3 lucrări pe parcursul celor 10 zile petrecute în Megidia. Astfel, 50 de noi tablouri au intrat în colecția municipalității, care a ajuns în acest moment la peste 500 de pânze. Suntem astăzi într-un moment foarte, foarte emoționant, pentru că el ține de o încheiere a unei frumoase tabere de creație la Megidia. Ultima săptămână a fost plină de evenimente, iar aceste evenimente vor culmina, după părerea mea, cu această expoziție, care este una dintre cele mai valoroase pe care le-am văzut și cu siguranță este cea mai bună expoziție realizată după 10 ani de tabără. Asta înseamnă că atât organizatorii, cât și artiștii s-au întrecut pe ei. Dați-mi voie să vă spun că la această mică festivitate participă persoane și personalități importante. În primul rând, doamna Consul General a Republicii Turcia la Constanța, doamna Füsun Aramaz, prietena Megidiei. Domnul senator Marian Vasiliev, membru al Parlamentului României, acea care ne face zile frumoase și uneori zile amare, mai ales artiștilor, criticul de alt Alin Dinculescu. Și bineînțeles, persoana care l-a redescoperit după 1989 pe Lucian Grigorescu și care, oferindu-ne acest spațiu generos pentru expoziție, se dovedește a fi din nou o gazdă foarte generoasă. Tiberiu Rusu. Mulțumesc foarte mult membrilor Consiliului Local prezenți în această după-amiază alături de artiști, alături de dumneavoastră de public și vă mulțumesc dumneavoastră publicului prezent pentru că sunteți într-un moment, prezenți aici într-un moment deosebit pentru artiștii care au muncit la Megidia în această săptămână și alături de noi autoritățile locale care am reușit și reușim împreună să îmbogățim zestrea culturală, patrimoniul municipiului Megidia. În orașul nostru s-a creat pe parcursul celor 10 zile o insulă de creație, artiștii invitați oferind astăzi un cadou megidienilor, în schimbul tuturor emoțiilor și experiențelor trăite în orașul nostru. Este mult și puțin în același timp, este mult și frumos, pentru că despre ceea ce s-a petrecut în toate cele 10 zile aici, nu vom înceta să vorbim pe parcursul anului care urmează. Este semnificativ că ceea ce a început cândva la Megidia, în urmă cu mai mult de 4 decenii, continuă astfel încât Megidia a devenit un reper cultural al țării noastre. Deseori ne face plăcere să o menționăm mai mult decât alte mari centre orășenești, ca să ne oprim doar la această expresie. Am vorbit în ultimele zile despre emoție și emoția a devenit subiectul acestei extraordinare întâlniri. Pentru că mulți dintre artiști nu sunt pentru prima oară.
pentru că o parte dintre ei sunt totuși pentru prima oară la Mercedia. Pentru că toți artiștii prezenți cunosc deja multe lucruri despre acest spațiu geografic, social, cultural, cetățenesc, uman. Despre oamenii Mercediei, asta înseamnă a face apel la toată semnificația extraordinară pe care spațiul Dobrogei, lumina, culoarea, l-au avut și continuă să-l aibă în tot ceea ce semnifică creația, arta contemporană românească. Locuitorii Mercediei sunt invitați să-l descopere și să-l redescopere, să se simtă mândri și importanți, pentru că de aici, din acest pământ, Lucian Grigorescu a știut să extragă, să transforme, să sublimineze, grația operei sale, ceva extraordinar, acel lucru special pe care Dobrogea îl conține. Ceea ce s-a întâmplat între timp este astăzi expus aici și dăruit dumneavoastră. Este o expoziție și le cunoaștem pe toate cele care au rezultat de-a lungul unui deceniu. Este o expoziție marcată de calmul despre care vorbeam. Este o expoziție marcată de o emoție reținută, o emoție suverană, dar de o mare plăcere de a crea. Calmul, liniștea, echilibru pe care această ediție au instalat-o între oameni și în același timp artiști, pentru că ne referim la ei și numai la ei, acum, și în același timp la dumneavoastră, cei cărora le este oferit acest dar special, nu? Acest calm este vizibil grație rezultatului. Și rezultatul este această amplă expoziție care se adaugă unei colecții deja constituite a municipalității, a orașului, ce numără aproape 500 de lucrări, așa este Mircea Costea, și care, începând din acest moment, traversează pragul celor 500 de lucrări. Este interesant acest act și fapt de cultură pe care Mercedia îl continuă în formula unui simpozium de creație cu caracter specific pictură, pentru că, așa cum am afirmat, scoate orașul în evidență, îi asigură continuitatea tradiției, îl face special și, în același timp, municipalitatea, cu multă inteligență, cu multă dragoste, își conduce comunitatea către tot ceea ce poate fi prețios ca educație, informație, cultură și civilizație. Este foarte important că acest act a continuat, că a ajuns la cea de-a 10-a ediție. Suntem curioși ce se va întâmpla în continuare, dar noi credem că el va continua. Cel puțin ne face plăcere să credem în acest lucru. Pentru dumneavoastră, cetățenii orașului, expoziția va rămâne, presupun, o lungă perioadă de timp, oferită ca un dar special al celei de-a 10-a ediții Pictură, Mercedia, România, anul 2013. Expoziția de final a Taberei Internaționale de Pictură Lucian Grigorescu, compusă din 50 de tablouri ale celor 15 artiști din România, Bulgaria, Turcia, Cipru și Polonia, emană mult calm, echilibru și bucurie, prezentându-se drept o călătorie vizuală printre experiențele trăite de către pictori la Mercedia. Mercedienii iubitori de motoare și cu dare de mână își pot achiziționa un scooter sau, de ce nu, o motocicletă electrică. Am asistat săptămâna aceasta la o demonstrație în fața Casei de Cultură a sindicatelor din orașul nostru cu vehicule ecologice aduse tocmai din Austria. Producătorii susțin că mopedele, în ciuda prețurilor piperate, își merită fiecare bănuț. Astăzi, în jurul orei 14, iubitorii de motoare și de scutere au avut parte de o serie de demonstrații oferite de câțiva tineri români. Reprezentanții unei firme producătoare din Austria, biciclete, mașini, trotinete, toate sunt electrice și nu distrug mediul înconjurător. Ce ne poți spune despre acest model tip scooter? Acesta este un tip scooter, se numește Scooby.
A venit cu o idee nouă, bateria fiind reglată automat, se poate transforma și pe gaz. Este foarte ușor de manevrat, dacă rămâne fără baterie se poate merge ca o bicicletă, se dă la pedală. E practic. Da, este foarte practic, este foarte ușor, foarte ușor de controlat ca o bicicletă. Nu costă foarte mult efort, încărcătorul, cablul de la încărcător este cuplat de baterie, astfel încât nu există tendința de a-l uita acasă în momentul când plecați la drum. Sau dacă aceasta se întâmplă, puteți să pedalați și nu există nicio problemă. Este ușor de manevrat, este practic, este pentru oraș, este un model tip italian, este cel mai nou model. La ce preț ar ajunge un astfel de model? Diferă, depinde de ofertă. Dacă se pot lua mai multe modele, se face o anumită ofertă. În jur de 800-1000 de euro nu mi se pare un preț foarte mare din momentul ce ai o garanție la el. Practic, din câte modele s-au vândut, pot să zic că la 1000 de modele au existat greșeli, să zic, de 0,6%. Adică nu prea există asemenea lucru. Sunt foarte rezistente, foarte practice. În cât timp se încarcă? Aproximativ 2 ore ar fi. Dacă nu este încărcat, este recomandat să se scoată bateria pentru a nu se uza. Este cam atât, adică nu e foarte mare inginerie cu el, pot să zic așa. Care sunt cele mai scumpe modele de aici? Pocum de King Kong, unde este colegul meu, și Florence. Sunt cele mai scumpe. Ce prețuri au aceste două? Depășesc 1000 de euro în orice caz, da. Dar sunt foarte, foarte practice și cred că merită un asemenea lucru, având în vedere că sunt eco, merg pe electricitate și ar ajuta mult mediul, din părerea mea. Adică noi asta încercăm să promovăm, de fapt, să renunțăm la poluare, să ajutăm planeta să fie mult mai ușor, pentru că dacă e planeta, e mai ușor, ne este și nouă, după părerea mea. O astfel de investiție este de bun augur, deoarece aceste vehicule nu poluează mediul înconjurător, se încarcă într-o oră și jumătate la orice priză și pot fi conduse cu ușurință. Mai multe solare, eoliene, vehicule electrice, iar am dat de această firmă IO, pe care reprezentăm exclusiv în România și ne-au plăcut foarte mult motoarele. Am mai testat și de la alte firme, dar ni s-a părut foarte interesant conceptul lor și stilul de conducere. Cât costă un asemenea motor? Asta, de exemplu, la ce preț ar ajunge? Acesta ar ajunge undeva la 7200 de euro. Ele au fost concepute, acest model a fost conceput pentru poliția din Emiratele Arabe. Avem și documentare și poze de la poliție direct din Emiratele Arabe. Prinde o viteză de până la 140 de km la oră. Are autonomia de 120 de km la oră. Cel standard și cel avansat 220 de kilometri range. Cum se alimentează? Pe ce bază funcționează? Avem un fast charger care încarcă într-o oră jumate, iar chargerul normal care încarcă în 2 ore jumate. Cei prezenți au ținut să se plimbe cu mopedele și au fost impresionați și de designul și de opțiunile unui astfel de vehicul modern. Ce părere ai de motorul ăsta? Îți place? Foarte bune. Foarte bune, foarte silențioase și nu știu exact ce e autonomia, au bateriile, dar sunt super. Te vezi achiziționând un astfel de model? Da. Dacă îți permite bugetul, normal. Înțeleg că ești mulțumit din toate punctele de vedere. Foarte, foarte mulțumit. Foarte și confortabil. Și confortabil și merge bine, răspunde bine, foarte silențios. Asta e cel mai mare avantaj. Că... Ecologic. Și ecologică, da, normal. Nu poluează nici fonic, nici altfel. Motocicletele ecologice sunt aduse în România de o firmă din Austria care reprezintă principalele companii din lume în domeniul producției de vehicule electrice. Sunt general manager pentru brandul My Energy, My Mobility în România. Aceste electrovehicule sunt produse în Austria, deci tehnologie europeană fără mici chinezării. Sunt, să spunem așa, topul calității pe plan mondial la ora actuală în ceea ce înseamnă mobilitate electrică. Încercăm să creăm o lume mai verde, o lume mai facilă pentru toți, drept pentru care ne-am propus să introducem pe piața românească
cea mai bună calitate, să încercăm să evităm greșelile pe care le-au făcut alții de a aduce autovehicule pe care le iei astăzi, iar mâine le arunci pentru că nu mai funcționează. În Medgidia suntem prezenți deoarece municipalitatea și-a exprimat dorința de a achiziționa pentru poliția locală asemenea autovehicule, care mărește gradul de independență al polițistului, mărește gradul de siguranța lui, pentru că în momentul în care ieși cu un asemenea vehicul nu întâmpini probleme de defecțiuni și mai departe, reduce poluarea, reduce consumul de combustibil, ceea ce este o mare problemă la ora actuală pentru serviciile publice. Sperăm să reușim în ceea ce ne-am propus. Și unde pot găsi cei interesați astfel de mopede? www.mymobility.ro este locul unde ne găsiți și de unde putem să luăm legătura cu dumneavoastră. În 2014, primarul orașului Medgidia, Marian Iordache, a promis că va achiziționa pentru poliția locală a municipiului motociclete electrice. Să sperăm însă că se va ține de cuvânt în acest sens, întrucât aceste mopede reduc poluarea și protejează mediul. Noi, de mai multă vreme, ne punem problema eficientizării prezenței polițiștilor în mijlocul comunității, polițiștilor locali, și o astfel de prezență este posibilă dacă asigurăm, pe de o parte, mijloacele prin care poliția să ajungă la locul respectiv și, pe de altă parte, dacă numărul de locuri în care se află poliția se mărește. Intenția mea este ca în 2014 să realizezi investiții astfel încât să dotezi poliția locală cu motociclete electrice care să le permită, să permită ca în loc de 3 echipaje auto cu câte 2 oameni fiecare echipaj, să avem 6 echipaje simple formate dintr-un singur polițist care să fie în 6 locuri diferite în timp ce în prezent sunt doar în 3 locuri. Acest lucru este de natură să asigure eficiență, prezența polițiștilor în zonele cu probleme, o deplasare silențioasă, pentru că motocicletele electrice sunt foarte silențioase, practic nu produc zgomot. Putem da un astfel de exemplu și cetățenilor care în momentul acesta folosesc motociclete cu combustibil obișnuiți și care produc un zgomot destul de mare și deranjează de cele mai multe ori oamenii. În același timp, un astfel de transport este un transport ecologic, nepoluant. În al treilea rând, o astfel de motocicletă se încarcă, are motor electric și se încarcă într-o oră și jumătate la o priză obișnuită, deci nu pune mari probleme de alimentare și elimină multe din costurile care în prezent înseamnă costurile cu carburanți, cu piese de schimb și altele asemenea. Ideea prezentării unui astfel de echipamente în oraș mi-a venit în urmă cu o lună, când am avut o discuție cu o firmă din Austria privitoare la producția și respectiv la distribuția de astfel de echipamente. Urmează ca pentru anul viitor să ne facem un plan de investiții și respectiv de dotări care să satisfacă aceste cerințe. Motocicletele electrice au o serie de avantaje, printre care se numără și economisirea unor sume importante de bani pe care în mod normal îi lăsăm în benzinării de fiecare dată când alimentăm. În retrospectiva săptămânii mai puteți urmări trupul neînsuflețit al tânărului care s-a anecat vineri după amiază în Dunăre, în dreptul insulei Orfanu, din zona localității Seimenii Mari, a fost găsit. Pentru a doua oară într-o săptămână, jandarmii constanțeni au prins mai multe persoane în timp ce furau struguri. Știați că aproape 20% dintre români nu s-au spălat niciodată pe dinți? Trupul neînsuflețit al tânărului care s-a înnecat vineri după amiază în Dunăre, în dreptul insulei Orfanu, din zona localității Seimenii Mari, a fost găsit în aceea seară în jurul orei 21. Scafandrii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea au descoperit cadavrul lui Sorin Cornea la o distanță de 100 de metri naval de locul în care a dispărut în adâncuri. După ce a fost adus la mal, corpul neînsuflețit al bărbatului a fost transportat la morga spitalului Medgidia în vederea efectuării necropsiei. Tragedia s-a produs în jurul orei 14:40 la kilometrul 291 pe Dunăre. Conform anchetatorilor, Sorin Cornea a intrat în apă ca să se răcorească, însă abia a apucat să facă doi pași că s-a și scufundat. Totul s-a petrecut sub privirile îngrozite ale fetiței sale în vârstă de 6 ani, care se bălăcea în Dunăre împreună cu sora ei, o verișoară și un unchi. Sorin Cornea a ieșit o singură dată la suprafață, s-a agățat de vesta de salvare a copilei de 6 ani, însă a alunecat și s-a dus în adâncuri. Strigătele disperate ale fetiței au fost auzite de către femeile rămase pe insulă, care au venit într-un suflet pe malul fluviului pentru a vedea ce se întâmplă. În urma apelului la 112, la locul tragediei au ajuns pompieri și scafandrii din cadrul ISU Dobrogea și polițiști de la postul de poliție transporturi navale Cernavodă. 7 ore mai târziu, cadavrul lui Sorin Cornea a fost scos din adâncuri. Acesta avea 35 de ani și era militar angajat pe bază de contract la unitatea militară din Constanța.
Pentru a doua oară într-o săptămână, jandarmii constanțeni au prins mai multe persoane în timp ce furau struguri din incinta unei ferme viticole, de data aceasta din Cernavodă. La sfârșitul săptămânii trecute, militarii au surprins 3 persoane în timp ce furau peste 600 de kilograme de struguri dintr-o fermă din Cernavodă. Vineri seară, în jurul orei 22, aflați în patrulare, militarii au observat un autoturism marca Dacia Papuc, burdușit cu saci din plastic plin cu struguri, ieșind într-o îmbă din curtea fermei. Jandarmii l-au somat pe șoferul autovehiculului să oprească, dar acesta a refuzat și a apăsat pedala de accelerație, îndreptându-se spre centrul orașului. Oamenii legii au cerut ajutorul unui echipaj de ordine publică format dintr-un polițist și un jandarm din cadrul poliției Cernavodă, care a intervenit și a oprit mașina suspectă în timp ce rula pe strada Nicolae Titulescu. Strugurii au fost predați pe bază de proces verbal unui reprezentant al proprietarului fermei viticole. Anchetatorii au stabilit că în autoturism se aflau 3 persoane cu vârste cuprinse între 23 și 32 de ani, care tocmai furaseră peste 600 de kilograme de struguri ce erau înghesuiți în 16 saci din plastic. Hoții s-au ales cu dosare penale pentru furt, fiind cercetați în libertate de către procurorii parchetului de pe lângă judecătoria Megidia. Știați că aproape 20% dintre români nu s-au spălat niciodată pe dinți? Potrivit unui sondaj realizat de o companie de produse cosmetice, din păcate ne situăm pe locuri fruntașe, la capitolul cei mai neîngrijiți europeni. Cifrele arată că România alocă lunar doar 3 euro pe produse de igienă personală. În schimb, aceștia țin ca etichetele hainelor să fluture în văzul tuturor și preferă cursele nebune prin oraș la bordul unor mașini luxoase. Procentul mare al românilor care nu se spală pe dinți, respectiv 19%, provine din zona rurală. Conform Institutului de Sănătate Publică București, un român folosește în medie 4 săpunuri și un deodorant pe an. Printre motivele invocate drept scuză pentru acest lucru se numără lipsa timpului și a banilor. Acum mă îngrijesc mai greu că nu mai am dantură înăuntru și trebuie să-mi pui o placă. Așa? Și le-am spus unul, zic, cât bani costa? Ca un jur de 28 de milioane. Mi s-a părut scump. Da, scump. Și am plecat de acolo, nu n-am mai stat. Și le-am spus unul, zic, nu-i prea scump. Eu am pensie de 6-7-8 milioane. Ce fac eu cu voi? Dacă îi dau atât, unde iau eu banii aia? Te descurci dumneata. Mulți megidieni nu au fost la dentist de 10 de ani, deoarece nu ar fi avut probleme dentare. N-am fost deloc. De cât timp n-ați mai mers la dentist? Am vreo 15 ani, 18 ani. Stau foarte bine cu dantura. Și dantura cum vă îngrijiți? Cât de des vă spălați pe dinți în fiecare zi? O dată pe zi, numai dimineața atât. Considerați că e suficient o dată pe zi? Așa zic eu. Dureri de masele n-ați avut? Nu. Altceva mai folosiți în afară de pastă și periuță? Eu știu, apă de gură sau... Nu. Totuși, specialiștii ne avertizează să mergem regulat la dentist pentru a preveni afecțiunile dentare. Este important să avem o relație bună cu medicul stomatolog și să nu ne fie teamă de ustensilele folosite de medici, căci medicina dentară a evoluat foarte mult în ultima perioadă și există o serie de metode de anesteziere și astfel nu vom simți niciun pic neplăcută durere. Trebuie să legi prietenia, să legi o prietenie între medic și pacient, să-l obișnuiești cu scaunul, cu tot ce folosim noi acolo, să prindă încredere și după aceea, la o următoare ședință, întâlnire, să începem să tratăm și întotdeauna să începem cu ceva nedureros pentru ca acest mic pacient să capete încredere și să vină relaxat și să-și dorească să ajungă la noi în cabinet. Să fim serioși, și celor mari le este teamă când vin în cabinetul stomatologic. Și ceva se comportă ca și copii. Sigur că da, redevenim copii. Nu este neapărat vina lor. Au trăit într-un sistem în care stomatologia se făcea cu aparatură și cu materiale puține și atunci... Și totul era foarte dureros. Așa e. Și atunci traumele din copilărie își pun amprenta până la bătrânețe. Dar lucrurile s-au schimbat. Da, s-au schimbat foarte mult, mai ales în ultimii 10 ani de când practic eu, cel puțin. Materialele sunt deosebite, tot ce apare nou apare și la noi în țară, nu mai există nicio diferență între România și alte țări. Îngrijorător este și faptul că jumătate din populație nu se spală pe mâini după ce folosește toaleta, iar 25% nici după ce au schimbat scutece murdare. Statistica mai arată că românii de la oraș merg la stomatolog doar atunci când apar probleme medicale. Cât de des mergeți la dentist? De câte ori este necesar.
Mergeți și când nu este necesar, în sensul să mergeți să vă faceți un control de rutină? Sincer, nu. Nu. Și noi, în general, suntem obișnuiți numai atunci când nu mai putem suporta. Dar, zic eu, sunt un caz fericit, întrucât nu prea am avut probleme cu partea dentară. Dar cum vă îngrijiți dantura, în general? De câte ori vă spălați pe dinți? De câte ori este nevoie. Deci asta nu înseamnă că, de regulă, noi suntem cu un program de serviciu și nu pot umbla chiar cu periuța și cu pasta de nici să mă spăl și la serviciu de câte ori vreau eu. Dar în special seara, care este foarte, foarte important, deci periajul de seară și dimineața. Și la ce perioadă schimbați periuța de dinți? Ori de câte ori este nevoie, deci destul de des. Și folosim o pastă de dinți care, într-adevăr, este benefică pentru dantura noastră, pentru a avea o dantură sănătoasă. Astfel, 38% dintre respondenți au consultat în ultima perioadă dentistul pentru carii sau implanturi, în vreme ce 29% merg la medic când au avut urgențe. Sondajul relevă că doar 15% dintre români susțin că ultima vizită la dentist a fost un control de rutină. Studiile arată și că un român folosește mai puțin de 2 tuburi de pastă de dinți pe an. Asta înseamnă că folosim în medie 125 de mililitri de pastă de dinți față de 600 cât am consumat dacă ne-am spălat de 2 ori pe zi. Mai mult, arată cercetările, schimbăm periuța odată la 3 ani, deși ea trebuie înlocuită odată la 3 luni. Astfel, peste 90% din populație suferă de o afecțiune dentară. 72% dintre noi avem carii, 58% tartru, 23% carii la rădăcina dinților, 37% pete pe dinți, iar 57% din populație nu are o respirație sănătoasă. În retrospectiva săptămânii mai puteți urmări, Simona Halep a obținut sâmbătă primul său titlu din categoria Premier după ce a triumfat în 2013 la Nuremberg, Herzogenbosch și Budapesta. Marți seară, începând cu ora 18, a avut loc ședința ordinară de Consiliu acestei luni, pe ordinea de zi fiind înscrise 16 proiecte de hotărâre. Săptămâna trecută, polițiștii rutieri din municipiul Megidia nu au stat cu mâinile în sân și au aplicat sancțiuni numărate. Mai multe informații însă imediat după o scurtă pauză de publicitate. Retrospectiva, continuăm jurnalul. Simona Halep a obținut sâmbătă trecută primul său titlu din categoria Premier, după ce a triumfat în 2013 la Nuremberg, Herzogenbosch și Budapesta. Până în prezent, ea a mai jucat 3 finale, 2 la FES 2010 și 2011 și una la Bruxelles în 2012, toate pierdute. Simona Halep s-a impus în 29 din ultimele sale 34 de meciuri din circuitul WTA, câștigând toate cele 4 trofee ale sale în acest interval. Astfel, ea a câștigat în acest an turnele de la Nuremberg, Herzogenbosch și Budapesta. Victoria de sâmbătă de la New Haven, Statele Unite, a fost a 5-a româncei în fața unei jucătoare din top 10. Ea s-a impus în finală în fața sportivei cehe Petra Kvitova, numărul 9 WTA și a 3-a favorită cu scorul de 6-2-6-2. La începutul anului nu mă gândeam că voi ajunge în top 20, dar acesta era visul meu și acum s-a împlinit. Vreau să mă bucur de acest moment, este incredibil, mă simt foarte, foarte bine. Mă bucur de fiecare meci și mă simt foarte fericită pe teren. În finala cu Petra Kvitova voiam doar să mă concentrez pentru fiecare punct. Nu mă gândeam la scor, doar loveam mingea. Nu cred că Petra a jucat la cel mai bun nivel al ei, însă eu am făcut un joc foarte bun. Sunt foarte fericită. Vreau să țin trofeul cu mine, nu vreau să-l trimit acasă, a spus Simona Halep sâmbătă.
Astfel, Constanțeanca a urcat de pe locul 23 pe 19 cu 2450 de puncte în clasamentul WTA dat publicității duminică, după ce a câștigat turneul premier de la New Haven, care i-a adus un bonus de 470 de puncte și 117.000 de dolari. Halep este a patra româncă din istorie care accede în top 20 WTA după Virginia Ruzic, Irina Spârlea și Ruxandra Dragomir. Ea este prima sportivă din România care se numără printre cele mai bune 20 de jucătoare de tenis din lume după mai bine de 13 ani. În ianuarie 2000, Ruxandra Dragomir ocupa locul 20 WTA, fiind ultima româncă în top 20. De astăzi, Simona Halep participă la turneul de mare șlem US Open. Marți seară, începând cu ora 18, a avut loc ședința ordinară de Consiliu acestei luni, pe ordinea de zi fiind înscrise 16 proiecte de hotărâre. Dintre cele 16 puncte aflate pe ordinea de zi, 4 au fost mai fierbinți. Unul dintre ele a privit aprobarea indicatorilor tehnico-economice ai studiului de fezabilitate pentru construirea Centrului Național pentru Informarea și Promovarea Turistică în municipiul Megidia și asigurarea dotorilor acestuia. Acest proiect de hotărâre a primit vot pozitiv din partea tuturor consilierilor locali. De 3 ani s-a lansat în România un proiect național care are în vedere promovarea turistică a României. Promovarea turistică a României se face prin proiecte naționale, dar și prin proiecte locale. Cel mai ușor să promovezi o zonă turistică, cum este Dobrogea, județ Constanța, în România, este să ai în localitățile însemnate, importante, de pe harta județului, centre de promovare și informare turistică. În aceste centre se găsesc hărți, pliante, informații despre cazare, obiective turistice, trasee turistice și altele asemenea din fiecare zonă, dar și despre toate zonele din țară și respectiv despre România. Ideea este una potrivită pentru că Uniunea Europeană dorește de la România să dezvolte în special turismul și agricultura și atunci, din punct de vedere al turismului, acest lucru este foarte, foarte potrivit. Noi am reușit să facem un studiu de fezabilitate pentru un astfel de centru. Amplasarea lui va fi în curtea DGDPP, respectiva de pe Megidia. Amplasamentul va permite construirea unui astfel de centru, deci va fi o construcție nouă, acordată la utilități împreună cu Direcția de Gestiune a Domeniului Public și Privat. În centru se vor găsi toate materialele informative și toate materialele publicitare dedicate turismului din județul Constanța, din Dobrogea și din România, iar construcția centrului este subvenționată de Uniunea Europeană 100%. Deci toți banii care se cheltuie pentru construcție vor veni de la Uniunea Europeană. Punctul 10 de pe ordinea de zi a fost și el prioritar în ședința de Consiliu Local, deoarece privea aprobarea acordării unui mandat special primarului municipiului Megidia în vederea încheierii cu societatea comercială Sea Wind Energies a unei convenții de exercitare a dreptului de acces de servitute asupra unor drumuri proprietate publică a municipiului Megidia în vederea asigurării legăturii dintre parcul eolian Ciocărlia 1 și stația de transformare Megidia Sud. Toți consilierii locali au aprobat acest proiect. La punctul 10 de pe ordinea de zi avem un proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat primarului municipiului Megidia în vederea semnării unui document care permite unei societăți care construiește un parc eolian la Ciocărlia să monteze cablurile de transmitere a energiei între parcul eolian și stația de transformare Megidia Sud, cablul care se îngroapă la o adâncime de peste un metru și care fac legătura între sursa de energie și stația de transformare. Acest lucru este permis de lege, face parte din prevederile legii energiei electrice și se face în conformitate cu acest fapt. Nici punctele 9 și 13 nu pot fi trecute cu vederea, constând în însușirea variantei finale a proiectului de stema municipiului Megidia și în aprobarea rezilierii unor contracte de închiriere pentru garsoniere ANL și aprobarea repartizării acestora conform ordinei din lista de priorități. Stema prezentată de către municipalitate a plăcut tuturor aleșilor locali, însă Monica Nedelcu nu a fost de acord cu repartizarea unor garsoniere ANL unor familii din Megidia propusă de către primarul Marian Iordache, aceasta abținându-se în a vota acest proiect de hotărâre. Stema a fost aprobată în forma ei actuală anul trecut. Stema reprezintă, prin cele 5 creneluri, reprezintă rangul localității noastre, respectiv municipiul Megidia. Pe scenă se află principalele elemente care definesc Megidia. Vorbim aici de două lucruri istorice, sabia Achinaches și corana lui Mircea cel Bătrân. Corana lui Mircea cel Bătrân pentru că Mircea cel Bătrân este primul care a unit Dobrogea cu țara românească, iar sabia Achinaches este, aș spune, cel mai important
lucru care s-a descoperit în legătură cu perioada antică a localității noastre. Este o sabie de origine grecească și face parte din tezaurul național. De asemenea, se găsește podul și canalul Dunăre-Mare Neagră, care definesc foarte mult localitatea noastră. Podul, pentru că este principala cale de legătură rutieră între zona de nord și zona de sud a localității și este cel mai important pod din zona de centru a județului Constanța, iar canalul Dunăre-Mare Neagră este al patrulea braț al Dunării, un braț artificial, dar un canal care, pe lângă faptul că este navigabil, înseamnă mult pentru economia zonei și pentru transportul de mărfuri. Pe ordinea de zi se mai află și punctul 13, care constă în aprobarea rezilierii contractelor garsonierelor de la ANL. Despre câte garsoniere este vorba? Este vorba de 3 locuințe ANL. Acestea au contracte în derulare. Pentru aceste contracte, chiriașii de la ANL au făcut cerere de renunțare, întrucât contractele respective au fost aprobate prin hotărâre de Consiliu și rezilierea contractelor nu se poate face doar la cerere, ci și prin aprobarea Consiliului Local de reziliere a acestor contracte. În urma acestei rezilieri, la punctul următor va fi alocarea, respectiv repartizarea locuințelor tip ANL, către 3 familii care se află în lista de priorități, în ordinea listei de priorități. Consilierii locali nu au aprobat în această seară contul de execuție al bugetului local și al instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții pe trimestrul 2 al anului 2013. Aceștia nu au votat pozitiv nici completarea inventarului domeniului privat al municipiului Megidia și nici dezmembrarea imobilului teren ce aparține domeniului privat de pe strada Triumfului în 2 loturi. În rest, toate celelalte 13 proiecte de hotărâre au trecut fără probleme. Săptămâna trecută, polițiștii rutieri din municipiul Megidia nu au stat cu mâinile în sân și au aplicat sancțiuni numărate. Au fost ridicate și permise pentru conducerea sub influența băuturilor alcoolice. Poliția rutieră Megidia, în colaborare cu Registrul Autoromân, au fost harnici săptămâna trecută. Oamenii legii au sancționat șoferii indisciplinați aplicând amenzi, dar au reținut și un număr semnificativ de permise de conducere, majoritatea pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice. Șoferii care au consumat alcool vor fi nevoiți să scoată mulți bani din buzunar. Amenda minimă în aceste cazuri este de 720 de lei. În perioada 19-25 august 2013, lucrătorii biroului rutier Megidia au aplicat sancțiuni contravenționale în valoare totală de 35.800 lei. De asemenea, au fost suspendate un număr de 16 certificate de înmatriculare, majoritatea acestora pentru defecțiuni tehnice, și au fost ridicate în vederea suspendării un număr de 8 permise de conducere, din care cele mai multe pentru conducerea sub influența băuturilor alcoolice. Rutieriștii s-au confruntat și cu o situație mai delicată. O persoană a fost prinsă la volan conducând cu permisul de conducere anulat. Bărbatul prins cu muța în sac s-a prezentat la biroul de poliție rutieră din Megidia, pretinzând că are un alt nume decât cel real. De asemenea, în cursul acestei perioade a fost depistată o persoană care conducea un autovehicul având permisul de conducere anulat și care inițial a dat date false de identitate lucrătorilor de poliție, acesta fiind cercetat pentru săvârșirea a 2 infracțiuni, din care una de altă natură. Polițiștii rutieri din Megidia vor fi în continuare pe străzile orașului și vor acționa zilnic pentru a preveni incidentele rutiere. În retrospectiva săptămânii mai puteți urmări. În municipiul Megidia, Colegiul Tehnic Nicolae Titulescu este singurul centru de examen la a doua sesiune a bacalaureatului 2013. Mai sunt 3 săptămâni până la începerea noului an școlar și multe unități de învățământ pentru preșcolarii din județul Constanța nu au autorizații de funcționare. Scandal fără sfârșit la Barăgi, CFR. În municipiul Megidia, Colegiul Tehnic Nicolae Titulescu este singurul centru de examen la a doua sesiune a bacalaureatului 2013. Dintre elevii prezenți luni aici la proba scrisă de limba și literatura română, unul singur s-a riscat să copieze, iar această vitejie l-a costat mai mult decât își închipuia. Acesta a fost eliminat din examen. Ne aflăm la Colegiul Tehnic Nicolae Titulescu din Megidia, unde pe parcursul zilei de ieri, 26 august, unul dintre elevii prezenți la proba scrisă Limba și Literatura Română a fost prins copiind, având asupra lui mai multe materiale ajutătoare. Astfel, 14 cazuri de genul s-au mai înregistrat în județul Constanța, urmate de București, unde s-au înregistrat doar 10 cazuri. Elevii nu renunță la încercările de fraudare a bacalaureatului. Chiar dacă s-au luat măsuri în acest sens și sălile de clasă sunt dotate cu camere de supraveghere, absolvenții tot își încearcă norocul.
Liceenii prinși copii indieri au ratat susținerea probei la limba și literatura română după ce au fost descoperiți cu diverse surse de inspirație, respectiv telefoane mobile și copiuțe. Cei 15 elevi dați afară din examen provin de la 7 din cele 9 centre de examene desemnate de către Inspectoratul Școlar Județean Constanța. Una dintre eleve și-a recunoscut fapta și a declarat că s-au strâns bani pentru profesorii supraveghetori din clasă. Aceasta a susținut examenul maturității la Liceul Dimitrie Leonida din municipiul Constanța, așa că cei doi profesori supraveghetori la proba scrisă de limba și literatura română de aici nu vor mai face parte din comisia de examinare. Astfel au fost sesizate organele competente, respectiv Poliția Municipiului Constanța, care momentan desfășoară o anchetă pentru a stabili veridicitatea spuselor elevei. Sesiunea de toamnă a bacalaureatului va continua mâine, când este programată proba scrisă obligatorie a profilului. Dintre elevii înscriși, 1708 dau examen la matematică și 65 la istorie. Mai sunt 3 săptămâni până la începerea noului an școlar și multe unități de învățământ pentru preșcolarii din județul Constanța nu au autorizații de funcționare. În funcție de ajutorul pe care îl primesc din partea administrațiilor locale, grădinițele dau zor cu curățenia și amenajarea spațiilor de lucru pentru micuți. La ora actuală, în școli încă se mai face curățenie sau se lucrează la reabilitarea clădirilor, chiar dacă noul an școlar se apropie cu pași repezi. În tot județul nostru, dacă în unele școli a fost finalizată igienizarea și urmează doar să fie șters praful înainte de intrarea copiilor în clase, în alte unități de învățământ încă se face curățenie. Cel puțin așa arată un raport al Inspectoratului Școlar Județean Constanța, realizat la solicitarea prefecturii. Din respectivele relatări reiese că repetente la obținerea autorizațiilor de funcționare au rămas grădinițele. Astfel de situații întâlnim la Rasova, la Ciocârlia, la grădinița din Valea Dacilor, care aparține de Megidia, la Cerchezu, dar și la școala 39 Nicolae Tonița din Constanța. Și grădinița din incinta Colegiului Național Kemal Atatürk din Megidia se află pe lista de așteptări, căci funcționează de multă vreme fără aviz. Scandal fără sfârșit la barăcile CFR. Marți, în jurul orei 23, la sediul poliției din municipiul Megidia s-a prezentat familia Ibram pentru a reclama vătămarea unei femei, Sibel Ibram. Aseară, în jurul orei 23, familia Ibram a venit la sediul poliției municipiului Megidia pentru a se plânge de scandalul care a luat amplare în curtea lor, între Sibel Ibram și Recep Miren. Femeia a reclamat 3 coaste rupte, acuzând și dureri groaznice la mâna dreaptă, fiind extrem de revoltată deoarece au fost sparte ferestrele locuinței sale. Însă oamenii legii nu au găsit niciun geam spart la fața locului. Aseară, în jur de ora 23:30, s-a prezentat la sediul poliției Megidia membrii familiei Ibram, care reclama faptul că o femeie din cadrul acestei familii, Ibram Sibel, a fost lovită de partea femeiască a unei alte familii vecine cu ei în zona Barăș CFR, o situație și o stare conflictuală care persistă de peste 3 luni de zile în acea zonă și pentru care s-a întocmit la nivelul poliției Megidia în ultimele luni 3 dosare penale de partea amândouă familii pentru infracțiunile de lovire, distrugere. Și am încercat noi să facem și un ultraj contra bunelor moravuri pentru a nu părtini niciuna dintre familii. De obicei, aceste scandaluri sunt foarte dese și inerente. În cele mai multe cazuri, aceste bătăi sunt planificate. Mulți romi din Megidia și-au făcut un obicei din a merge la spital pentru a li se acorda ajutor de specialitate, apoi se întorc acasă și fac tot ce știu ei mai bine, se iau din nou la bătaie. În retrospectiva săptămânii mai puteți urmări. Anul acesta, cea de-a 13-a ediție a Zilelor Municipiului Megidia se va desfășura în perioada 29 august-2 septembrie. Megidia a fost atestat oficial pe 2 septembrie în urmă cu 156 de ani, așa că municipiul nostru va fi în sărbătoare de miercuri, când de la ora 9 dimineața, în sunet de fanfară, se vor arbora drapelele și se va deschide oficial evenimentul. Consilierii locali din Megidia nu au aprobat în ședința ordinară a lunii august contul de execuție al bugetului local și al instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții pe trimestrul 2 al anului 2013. Un tânăr în vârstă de 17 ani din județul Tulcea, venit în plimbare în municipiul nostru, s-a gândit să le dea de furcă polițiștilor, care credea el stăteau degeaba.
Anul acesta, cea de-a 13-a ediție a Zilelor Municipiului Megidia se va desfășura în perioada 29 august-2 septembrie. Megidia a fost atestat oficial pe 2 septembrie în urmă cu 156 de ani, așa că municipiul nostru va fi în sărbătoare de miercuri, când de la ora 9 dimineața, în sunet de fanfară, se vor arbora drapelele și se va deschide oficial evenimentul. Ziua va continua cu desene pe asfalt ale copiilor din grădinițele din Megidia. De la ora 10 dimineața și cu expoziția de carte și fotografii Megidia, orașul cu nume de sultan, vernisat la ora 12 la Biblioteca Municipală. Programul zilei de joi cuprinde în cea mai mare parte activități socio-umanitare. Între orele 9 și 18 va fi deschis publicului un târg umanitar cu vânzare de produse fabricate în Dobrogea, organizat de Asociația Voluntarilor din Megidia în piațeta Decebal. Între orele 10 și 15 la Biblioteca Municipală se va desfășura proiectul VISE, valorizarea inovației în suport educațional, atelier de desene animate. Un alt târg cu vânzare adresat locuitorilor Megidie este cel organizat de Asociația Medcer între orele 10 și 18 în piațeta Decebal, ce oferă spre cumpărare diferite produse artizanale. Și Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu a pregătit, începând cu ora 12, un târg cu obiecte fabricate manual destinate vânzării. Vineri va fi deschis un atelier de origami și decupaj, va avea loc crossul Zilelor Megidiei, ambele la ora 10 la Casa de Cultură Ineroman, de unde se va da startul la ora 11 și unui concurs de ciclism. Weekendul va fi plin de evenimente și activități la Megidia, atât cei mici cât și cei mari fiind invitați să ia parte la acțiunile organizate. Astfel, la ora 11 la Casa de Cultură a Sindicatelor Lucian Grigorescu va avea loc recitalul de pian al claselor pregătite de doamnele profesor Angela Bejenaru și Inga Postolache, iar la ora 12 la Clubul Pensionarilor va avea loc un concurs de șah. Seara continuă de la ora 17 cu spectacolul de teatru Variațiuni Enigmatice în interpretarea trupei teatrului Aurel Elefterescu din Călăraș, cu comedia Deținuții de Plăcere interpretată de trupa de teatru 2+2 din Huș și cu un colaj de caragiale interpretat de trupa de teatru din Pitești. Tot de la ora 17 va avea loc o paradă a ansamblurilor folclorice din Megidia și a fanfarei Dan Spătaru. De asemenea, pe scena din Megidia vor urca invitați speciali din Grecia, membrii ansamblului Neocastro. Care va fi programul de zile Megidiei și de ce se vor bucura megidieni în aceste zile? Și de zilele Megidiei în acest an și zilele Megidiei vor fi anul acesta organizate în zilele de 30-31, 1 și 2 septembrie, 30-31 august, 1-2 septembrie. Va fi un program distractiv. Acest program este în colaborare cu formația VANC. Vor fi artiști profesioniști, dar și artiști amatori pe scena din Megidia. Spectacole vor începe la orele 20, se vor încheia la orele 23. Programul muzical se va încheia la orele 23, iar standurile vor fi deschise până la orele 24. Vor fi standuri cu mici, cu bere, cu vin, mă rog, cu produse agroalimentare, care vor permite cetățenilor din Megidia să aibă clipe de destindere în această perioadă. Ziua de 2 septembrie, care este de fapt ziua orașului, ziua municipiului Megidia, este ziua de atestare documentară a localității noastre. Este o zi în care este deschiderea Cupei Naționale de Navomodele, este organizată anul acesta în premieră la Megidia și de asemenea la orele 18 va fi un simpozion la care participă profesori universitari de la București, Constanța, actori profesioniști, cetățeni, consilieri locali, oficialități din municipiul Megidia. Este un simpozion dedicat limbii române, însemnătății Megidiei pe harta județului și a țării și a lumii. Se vor discuta probleme legate de contribuția megidienilor la literatura și la civilizația românească. Se vor discuta chestiuni legate de educație, de cultură. Asta întrucât și pe data de 31 august este, după cum toți cei care ne urmăresc știu, Ziua Națională a Limbii Române, o zi cu însemnătate deosebită și care arată că fiecare localitate, fiecare loc unde simțim și trăim românește, trebuie să facem ceva dedicat limbii noastre naționale. Duminică, de ziua oficială a Megidiei, va avea loc evocarea testării documentare a orașului, urmată de un recital al fanfarei Dan Spătaru în piațeta Decebal. Tot aici, de la ora 11, va avea loc ședința festivă a Consiliului Local Megidia. De la ora 12 și 15, filiala Megidia a UDTTMR organizează simpozionul Megidia noastră în foaierul Casei de Cultură a Sindicatelor Lucian Grigorescu.
De la ora 17 la Casa Armatei se pun în scenă piesele de teatru Lecția, în interpretarea trupei de teatru a Cercului Militar Iași, și Visul sau Damen Vals al trupelor Tetis și Ușa din Megidia, urmate la ora 19 de festivitatea de premiere și de închiderea Festivalului Național de Teatru Tanța și Costel ediția a doua. În Piațeta Decebal, de la ora 19, va avea loc spectacolul Facultății de Arte a Universității Ovidius, piesa Vintage, regizor Gavril Borodan, proiect muzical Dumitru Lupu. Momentul culminant al serii reprezintă show-ul profesionist ce va începe de la ora 20:30, susținut de artiștii Ionuț Galani și ansamblul Asteria, Ana Lesco, Alexandra Ungureanu și Crash, Like Chocolate. Cea de-a 12-a ediție a Zilelor Megidiei se va încheia cu un foc de artificii programat la ora 23:30. Consilierii locali din Megidia nu au aprobat în ședința ordinară a lunii august contul de execuție al bugetului local și al instituțiilor finanțate din venituri proprii și subvenții pe trimestrul 2 al anului 2013. Aceștia nu au votat pozitiv nici completarea inventarului domeniului privat al municipiului Megidia și nici dezmembrarea imobilului teren ce aparține domeniului privat de pe strada Triunfului în două loturi. În rest, toate celelalte 14 proiecte de hotărâre au trecut fără probleme. Consilierul local PDL Monica Nedelcu s-a abținut aseară în a vota toate proiectele de hotărâre propuse de către primarul Marian Iordache și care priveau domeniul privat al municipiului Megidia. Puteți să motivați de ce v-ați abținut la cele 4 puncte de pe ordinea de zi? Da, sunt subiecte patrimoniale și în toate cele 4 cazuri există o suspiciune legată de comisia care întocmește documentația, respectiv șeful Păun, Nicolae Păun, care se prezentă în comisia de licitație, în comisia de concesiune și așa mai departe. Prin urmare, este o formă de protest față de această organizare pe care de altfel noi am și semnalat-o. Nu suntem de acord ca șeful administrației publice DG și așa mai departe, cum Dumnezeu se numește, să facă parte din, să fie președinte, să întocmească documentația, să fie președinte în comisia de licitație și așa mai departe. Deci este o formă de protest. Edilul Iordache s-a arătat dezamăgit că proiectele de hotărâre care priveau domeniul privat al municipiului Megidia au fost respinse de către aleșii locali, deoarece acestea ar fi adus bani la bugetul local, în opinia sa. Punctele de pe ordinea de zi care au fost respinse privesc patrimoniul Megidiei. Ce părere aveți despre acest lucru? Că au fost respinse toate? Îmi pare rău că au fost respinse, pentru că fiecare din aceste puncte înseamnă bani care vin la bugetul local, înseamnă punerea de fapt în valoare acestui patrimoniu. Un fond, terenurile primăriei, construcțiile primăriei, care nu sunt utilizate în acest moment, noi ca și Consiliul Local și Primărie avem obligația să găsim soluții astfel încât să atragem investitori, să creăm locuri de muncă și oamenii practic să aibă ceva de câștigat din acesta. Pe de altă parte și bugetul ar trebui să câștige bani astfel încât acele obiective pe care le dorim cu toții, Megidia mai curată, Megidia cu spații mai îngrijite, cu proiecte mai multe, cu, eu știu, lucruri de confort de care oamenii au nevoie și chiar unele lucruri de asistență socială să poată fi susținute de la bugetul local. Sigur, eu nu judec prestația și votul consilierilor, fiecare este liber să vină în Consiliul Local să-și exprime propria opinie sau opinia partidului din care face parte și, din acest punct de vedere, nu pot să fac o culpă cuiva pentru că a votat într-un fel sau altul. Culpa este mai degrabă a mea, pentru că n-am reușit să aduc la masa de consiliu astăzi la ședință toți consilierii locali care sunt în funcție, ci numai o parte și, după cum ați văzut, un număr destul de mare de consilieri a absentat la ședința de astăzi, un fapt care nu e de natură să încurajeze viața economică din Megidia și, în general, pe cetățeni. La prima ședință de Consiliu Local, cele 3 puncte se vor afla pe ordine de zi. Sunt sigur că vor fi aprobate, pentru că ele nu au hibe, nu au probleme de principiu sau probleme care să, eu știu, să nu pună în valoare corect patrimoniul local, ci, din contră, dezvoltă economic Megidia și ajută la crearea de locuri de muncă. Se vor afla în continuare pe ordinea de zi până când vor fi aprobate? La prima ședință vor fi aprobate, pentru că numărul de voturi cu care pot fi aprobate aceste puncte înseamnă 13. În mod normal, 13 voturi se obțin destul de simplu, pentru că documentele respective sunt foarte clare, foarte precise și, culmea, au primit și în comisie, au primit avize favorabile.
Rămâne de văzut dacă luna viitoare consilierii locali vor accepta rapoartele Comisiei de Evaluare a proiectelor ce privesc domeniul privat al municipiului Megidia și dacă Nicolae Păun, directorul Direcției de Gestionare a Domeniului Public și Privat, va fi îndepărtat din această comisie. Un tânăr în vârstă de 17 ani din județul Tulcea a venit în plimbare în municipiul nostru. S-a gândit să le dea de furcă polițiștilor care, credea el, stăteau degeaba. Astfel, fără niciun pic de remușcare, a furat două autoturisme din Megidia și le-a abandonat. Tânărul din județul Tulcea a reușit să fure două autoturisme, însă le-a abandonat la scurt timp, de frica oamenilor legii care erau pe urmele sale. Individul a fost prins de către polițiști și urmează să fie prezentat parchetului de pe lângă judecătoria Megidia cu propunere de arestare preventivă. Lucrătorii Poliției Municipiului Megidia au reușit documentarea activității infracționale a unui tânăr în vârstă de 17 ani, domiciliat în județul Tulcea, care în cursul anului 2013 a sustras două autoturisme de pe raza municipiului Mejdia, pe care ulterior l-a abandonat. Acesta a fost reținut pe bază de ordonanță de către lucrătorii Poliției Mejdia și urmează ca în cursul de astăzi să fie prezentat parchetul de pe lângă judecătoria Mejdia cu propunere de arestare preventivă. Polițiștii din Megidia, care se ocupă de furturile de autovehicule, roagă toți cetățenii să fie atenți în ce zonă își parchează mașina. De asemenea, șoferii trebuie să fie prudenți și să aibă instalat un sistem de alarmă eficient. În retrospectiva săptămânii mai puteți urmări, vă mai aduceți aminte de Minora Dernie Roma, acuzată luna trecută că a furat diverse bunuri din locuințele oamenilor. Mai multe tinere de etnie romă din Megidia au fugit de acasă în acest an pentru a se mărita, fără însă a-și anunța părinții, așa că aceștia au anunțat la rândul lor oamenii legii, declarându-le dispărute. Hoții fură necontenit elemente de cale ferată. Vă mai aduceți aminte de minora de etnie romă acuzată luna trecută că a furat diverse bunuri din locuințele oamenilor? E bine, aceasta își vede de treabă în continuare, folosind binecunoscuta metodă a paharului cu apă. Polițiștii din Megidia cercetează iar în stare de libertate adolescenta de etnie romă în vârstă de 14 ani, suspectată de comiterea cel puțin 6 furturi. Ea a fost prinsă astăzi după ce furase jucării din curtea unui localnic din zona de nord a orașului. Înțeleg că ați prins-o din nou pe minora care se ocupă cu furturi din locuințe sau din mașini. Da, deci astăzi, în jurul orelor 14, Poliția Megidia a fost sesizată cu privire la faptul că o persoană de sex feminin a sustras niște jucării din fața unui bloc din zona nord. În momentul în care a fost adusă la poliție, am constatat că este aceeași minoră, în vârstă de 14 ani, care în ultima perioadă de timp a săvârșit cel puțin 6 furturi din locuințe pe raza municipiului Mejdia. Ca mod de operare, aceasta pătrunde în case și în apartamentele a căror uși le găsește deschise, sub pretextul că ar dori să bea apă, dar ulterior, văzând că nu este nimeni, ia din casă poșete, bani și tot ceea ce găsește. Noi desfășurăm cercetări față de ea, așa cum am spus, într-un număr de 6 dosare penale. Am recuperat și parte din bunurile sustrase, respectiv telefoane mobile, pe care le-am înapoiat părților vătămate. Mama minorii a fost sancționată contravențional conform legii 61 pentru nelăsarea fără supraveghere a minorilor și de asemenea și sesizat Direcția de Asistență Socială și Protecție a Copilului Constanța pentru ca aceștia să dispună niște măsuri legale astfel încât minora să trăiască într-un mediu favorabil nedezvoltării psihice normale. Pentru că aceasta locuiește fără forme legale pe raza municipiului Mejdia în zona Bărăcilor CFR și locuiește încă cu 4-5 minori, rude de ale sale, frați sau veri, care de asemenea mai săvârșit și ei fapte de natură penală, inclusiv unul din verii săi în vârstă de 12 ani, anul trecut a săvârșit o tâlhărie, ce constă în smulgerea unui lănțiuri de la gâtul unei fete de 12 ani. Minora este cunoscută deoarece sună la ușile oamenilor pentru a cere un pahar cu apă, dar pleacă cu diverse bunuri din apartamente. În continuare, ea profită de neatenția binevoitorilor care încă o primesc în casele lor pentru a-i oferi un pahar cu apă și îi deposedează de anumite bunuri care îi sunt la îndemână. Activitatea infracțională a minorei a intrat în atenția oamenilor legii acum mai bine de o lună. Câți ani ai? 12. Și ai fost prinsă iar furând? Nu. Dar ce s-a întâmplat? De ce ești la poliție? Am furat o jucărie și ce? Ai furat? O jucărie. De unde? De la un om.
Din casă? De unde? Era afară. Din curte? Da. Și ce mi-ai furat mai înainte? Că nu e prima oară când te găsim aici. Nu am furat nimic. Păi poliția spune că te-a prins de mai multe ori. De 6 ori cel puțin. Cum furi? Ce faci? Nu fur. Păi oprești mașinile, te duci și întrebi ce faci, cum reușești să furi telefoane? Poliția spune că ai furat telefoane. Nu am furat. Niciodată? Am dat înapoi. Deci le-ai luat și apoi le-ai dat? Da. Mama minorei nu reușește să împiedice copila să mai iasă la furat, deși susține că i-a aplicat diverse corecții fizice. Știți că fata noastră fură? Fură, doamne, dar nu pot să mă înțeleg cu ea, că ea se scoală de dimineață, de la ora 5, când mă scol, nu o găsesc acasă. O caut după casă, pe cuvântul meu, o caut, nu o găsesc. Vine seara. Și de câte ori am bătut-o, poate i-am dat sânge și pe nas și pe gură. Și la mână tăiată, are semn la mână, ca să nu mă umblă. Și tot fuge. Aduce ce fură acasă? Nu. Ia alții de mână. Domnul Udea a văzut odată, a dat telefon cu cât, nu știu, cu 20.000, 30.000, cât i-a dat, tocmai de la Bărici, de lângă școală. A luat înapoi, nu știu dacă a luat omul înapoi. Deci le fură și pe aia le vinde? Nu știu ce face, ia alți de mâna ei. Ce face cu el? De câte ori ați găsit-o la poliție? M-am saturat. Venind cu ea aici la poliție, m-am saturat, domnule, m-am albit de tot, m-am albit. Mi-a pus foc pe suflet nebunul handicapat. Mi-a ars sufletul, pe cuvântul meu mi-a ars sufletul. Câți copii mai ai? Mie îmi pare bine să vin eu mereu la poliție, și mi-e rușine și... Mai aveți? Alerg eu la poliție, la ușa de poliție aici. Mai aveți și alți copii acasă? Am, unul a murit asta iarna, în afară la Italie. Mi-a făcut cimitir aici, îngrubat. Unul mi-a arestat afară. Soțul nu aveți? Am moș bătrân, 65 de ani. Și nu reușește să-i țină? A bătut-o el acum, veneam. Mi-a dat un pumn. Să vine acasă, a zis că o leagă de picioare. S-o spânzură pe ei. Pe mine să o ține și o lună de zile. Nemâncată, să o ține pelea goală, bătută în continuu. Așa trebuie la ea. Cercetările sunt continuate de către polițiști în vederea stabilirii întregii activități infracționale a acesteia. Sperăm ca Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului să intervină cât mai repede, deoarece este clar că părinții minorei nu reușesc să o împiedice să mai fure. Așadar, mare atenție, dragi cetățeni, cui deschideți ușa și cui oferiți cu amabilitate ceva apă de băut. Mai multe tinere de etnie romă din Megidia au fugit de acasă în acest an pentru a se mărita, fără însă a-și anunța părinții, așa că aceștia au anunțat la rândul lor oamenii legii, declarându-le dispărute. Polițiștii au întreprins cercetări, iar când le-au găsit, au descoperit că, de fapt, acestea erau plecate voluntar de la domiciliu. Fetele s-au ales cu procese verbale de atenționare. În municipiul Megidia, de la începutul acestui an până în prezent, 5 persoane au fost date dispărute. Din fericire, polițiștii reușind să le găsească înainte de a avea loc vreun eveniment neplăcut. În cadrul biroului judiciar din cadrul poliției municipiului Megidia, există un compartiment care se ocupă cu prioritate de persoanele dispărute sau plecate voluntar de la domiciliu. Vreau să fac o precizare în acest sens. De foarte multe ori confundăm nu noi, ci persoanele care urmăresc anumite evenimente, situația persoanelor dispărute cu situația de persoanelor plecate voluntar de la domiciliu. În ceea ce privește persoanele dispărute de pe raza municipiului Megidia, în cursul acestui an, până în acest moment, nu am avut decât 5 persoane dispărute, din care 2 majore, fiind bolnav psihic, și 3 minori. În toate aceste cazuri, toți au fost găsiți în imediată apropiere a locuințelor, în cel mult 24 de ore, lucru care nu a dus la înregistrarea de evenimente nedorit. În Megidia, multe tinere de etnie romă fug de acasă ca să se mărite, iar atunci când sunt găsite de către polițiști, deja au întreținut relații sexuale cu viitorul soț. În legătură cu plecările voluntare de la domiciliu, avem foarte multe semnalări în fiecare zi, ținând cont de faptul că
membrii etniei rome din Medgidia este destul de reprezentativă în municipiul Medgidia, iar din rândul acestora, mai toate fetele cărora le vin să se mărite la o vârstă caracteristică lor, de obicei sunt date ca și dispărute, ele plecând voluntar de la domiciliu, de multe ori și cu acordul unuia sau celorlalte dintre părinți. Nu odată au fost sesizate și constatate infracțiuni în cadrul acestor plecări voluntare, în sensul că s-au înregistrat raporturi sexuale cu minori, ceea ce constituie infracțiune, a fost pedepsită ca atare. În acest moment, deci astfel de cazuri, de la începutul anului și până în prezent, au fost peste 20 de semnalări. Din acestea, doar 4, făcând obiectul acestei situații de dispariție de la domiciliu, în condiții în care nu se știa despre acest eveniment. 2 dintre ele au fost rezolvate, iar în acest moment, la nivelul Poliției Medgidia, nu sunt înregistrate și în care se desfășoară activități în 2 cauze privind dispariție de persoane. Este vorba de 2 tinere care au plecat de la domiciliu fără să anunțe și despre care, într-adevăr, nu sunt date deocamdată cu privire la locul unde acestea s-au aflat. Toate celelalte semnalări care au fost făcute cu privire la plecarea voluntară au fost găsite atât în Medgidia cât și în municipiul Constanța, la diferite locații. Tinere, puțin mai libertine, au plecat de acasă fără să anunțe părinții și s-au întors după o săptămână sau 2, după ce probabil litoralul le-a fi oferit mai multe satisfacție decât în municipiul Medgidia. Părinții minorelor care părăsesc de bunăvoie domiciliul pentru a trăi o aventură sunt amendați deoarece nu și-au supravegheat copiii. În cazul tinerelor de peste 18 ani care fug de acasă, atunci când sunt găsite, li se întocmește proces verbal de avertizare. Hoții fură necontenit elemente de cale ferată, lucru care determină ca și canicula întârzieri semnificative ale trenurilor. Temperaturile foarte ridicate din aceste zile afectează viteza trenurilor și așa încetinite din cauza uzurii excesive. Acestea circulă cu o viteză micșorată cu până la 40 de km pe oră. Astfel, trenurile au întârzieri serioase. De obicei nu are întârziere, acum a apărut o întârziere că au comunicat prin megafon. Care va fi întârzierea? Am înțeles de 15 minute. Aveți idee de ce se întâmplă acest lucru? Idee din informații și auzite să fie defecțiune la sistemul de automatizări sau da, e pe un singur sens anume se circulă. Că au fost, da, sunt defecțiuni și pe un singur sens și de asta se circulă foarte greu. Bănuiesc ce, din diverse informații. Că mă interesează și la ceilalți călători care vin de la alte rute și la alte distanțe. Nici condițiile din trenuri nu sunt prea roz, toaletele arată groaznic, chiar de miros nici nu mai vorbim. Da, întârziat foarte mult, de mai multe ori, nu o singură dată. De exemplu, astăzi unde trebuie să mergi? La Constanța. Și trenul are întârziere? Păi nu știu, ieri a avut întârziere 10 minute, astăzi nu știu dacă mai are. Să sperăm că nu are. Dar s-a întâmplat vreodată să aștepți mai mult de 10 minute? Da, s-a întâmplat când am fost la Timișoara, a avut trenul întârziere o oră. Nu știi din ce cauză se întâmplă lucrul ăsta? Nu știu, poate că linia ferată e prea încălzită de la soare. Condițiile în tren? Sunt bune, e tare aer condiționat, dar la unele trenuri sunt stricate. E curat la toaletă? Nu prea e curat. Da. Circulați des cu trenul? Între timp când vii aici și după aceea îți iei biletul, trebuie să aștepți un 10-15 minute, că nu poți să fugi repede să sări în tren. Dar întârziere mai mare de 10-15 minute? Nu s-a întâmplat niciodată mai mult de 10-15 minute, niciodată. Aveți idee de ce se întârzie și cu 10-15 minute? Da, sunt cazuri când au probleme cu liniile, când noaptea fură, sparg ăștia linia. Sunt probleme care au staționari și nu se știe în timpul ăla cât durează și trebuie să așteptăm. Dumneavoastră circulați des cu trenul? Nu chiar, așa la lună, o dată pe lună, când e un timp așa mai favorabil, nu pot să plec cu mașina și merg cu trenul, sunt mai sigur. Având în vedere faptul că prețurile biletelor de tren au crescut cu 10%, confortul trebuia să crească și el. Dar, din păcate, pentru cetățenii care circulă des cu trenul, transportul feroviar este un calvar. Da, mai sunt întârzieri, dar nu
cu orele așa, adică mai întârzie, 15-20 de minute, dar acum, nu știu, acum câțiva ani aveau un întârzier foarte mare, dar acum e mai ok. Aveți idee de ce se întâmplă acest lucru? Nu știu, că se fură instalații pe drum, nu știu, abar n-am. De asemenea, dacă verificați mersul trenurilor pe site-ul CFR, nicăieri nu se precizează dacă trenurile au sau nu întârzieri. Acest lucru îl veți afla doar pe propria piele în gară când așteptați cel puțin 30 de minute. În retrospectiva săptămânii mai puteți urmări. Colegiul Tehnic Nicolae Titulescu din Megidia a fost gazda elevilor care au susținut săptămâna aceasta examenele la matematică și istorie, sesiunea a doua de bacalaureat. Luna trecută, elevii înscriși la concursul de navomodele organizat pe un lac din apropierea Sibiului au reușit să aducă aurul acasă. Mititei vor sfârâi pe grătare și berea va curge în halbe pentru megidienii care vor petrece de zilele Megidiei. Însă mai multe informații veți afla imediat după o scurtă pauză publicitară. Retrospectiva săptămânii, continuăm jurnalul. Colegiul Tehnic Nicolae Titulescu din Megidia a fost gazda elevilor care au susținut săptămâna aceasta examenele la matematică și istorie, sesiunea a doua de bacalaureat. La examenul de luni la limba și literatura română, care a fost susținut de un număr de 154.586 de candidați din toată țara, 93 dintre ei au fost scoși din sălile de examen din cauza tentativelor de fraudă. Cele mai multe cazuri s-au înregistrat în județul Constanța, unde un număr de 15 elevi au încercat să copieze. Astăzi, adolescenții s-au temut deoarece în anii trecuți cei mai mulți au picat la proba de matematică, iar acum elevii au fost atent monitorizați de camerele video și măsurile de siguranță au crescut față de anii anteriori. Cum a fost pentru tine proba la matematică? Pentru mine proba la matematică a fost ușoară. Te-ai pregătit? Da, toată vara am învățat. Crezi că o să iei o notă de trecere? Cred. Cum a fost în sala de examen atmosfera? Atmosfera a fost așa și așa, deci nici prea... Ai reușit să te inspiri de undeva sau să vorbești cu colegii tăi? Nu, n-am reușit. Camere de luat vederi în clasă? Da, au fost. Și profesorii supraveghetori au fost cu ochii pe voi? Au fost atenți la orice mișcare. Ce îți dorești să faci dacă vei lua bacul? Să mă duc la muncă. Nu vrei să dai la facultate? Nu, abia așteptam să termin cu școala. La ce ai susținut astăzi examen? La matematică. Cum ți s-a părut? Destul de ușor, nu foarte greu. Câte subiecte ați avut? Subiectul 1, subiectul 2 și subiectul 3. Care ți s-a părut cel mai greu? De la subiectul 1 la exercițiul 2 un pic și de la subiectul 3 un pic. A fost la tot exercițiul 2 punctul C. Crezi că... În rest e bine, oricum. Crezi că o să iei o notă de trecere? Eu așa sper. Sper că iau. Spune-mi ce vrei tu să faci pe viitor după ce o să iei examen de bacalaureat? Facultate, bineînțeles. Ce facultate? De asistent generalist. Totuși, subiectele la matematică nu le-au dat mari bătăi de cap elevilor, care se pare că de această dată au venit la examen mult mai bine pregătiți și mai încrezători. A fost ușor. Te-ai descurcat? Da, m-am descurcat. Crezi că o să iei o notă de trecere? Să sperăm. La celelalte probe, cum te-ai descurcat până acum? La română a fost mai ușor față de astăzi. Spune-mi, ai făcut prima parte a subiectelor sau te-ai băgat și la a doua parte? Am făcut prima parte, a doua și a treia n-am vrut să o fac pe toată, doar primul subiect. Pentru că nu ai luat în prima sesiune bacul, te-ai pregătit mai mult pentru a doua sesiune? Da, m-am pregătit.
Ce vrei să faci dacă iei bacul? Să dau la facultate. Unde? La București. La ce? La inginerie alimentară. Cum a fost pentru tine examenul de astăzi? A fost ușor, mi-a plăcut. A fost, oricum au fost subiectele mai ușoare. A fost un punct care ți-a dat bătăi de cap? La ultima parte, da, a fost puțin mai greu. Dar în rest a fost ușor. A fost puțin mai dificilă. Crezi că ai să iei o notă de trecere? Eu sper că da. Care a fost atmosfera în sala de examen? A fost foarte calmă, foarte... N-au fost emoții, n-au fost calm, foarte calm. Ați putut să vorbiți între voi, eu știu, sau să te inspiri de undeva? Nu prea. Dacă știai bine, dacă nu, așa surse de inspirație n-au fost, nu s-a putut. Dacă vei lua examenul de bacalaureat, ce-ți dorești să faci pe viitor? Asta e o întrebare mai grea, așa. Încă, sincer, nu m-am gândit. Aștept să văd dacă iau și sper să iau. Și abia apoi mă pot gândi și la viitor. Sesiunea de toamnă a bacalaureatului va continua pe 30 august, când este programată proba scrisă la alegerea profilului și specializării. Emoțiile liceenilor vor atinge cote maxime pe 2 septembrie, când aceștia vor afla odată cu afișarea rezultatelor dacă au promovat sau nu bacalaureatul. Luna trecută, elevii înscriși la concursul de navomodele organizat pe un lac din apropierea Sibiului au reușit să aducă aurul acasă. Așadar, avem un megidian campion național la navomodele la categoria F2, care înseamnă evoluție. Elevii înscriși la Clubul Copiilor din oraș participă în fiecare an la toate concursurile de navomodele desfășurate atât în țară cât și în străinătate. Ei reușesc de fiecare dată să aducă numeroase trofee la Megidia. Ce premiu ai obținut în ultima perioadă și la ce concurs? Păi acum, la ultimul concurs de la care am venit sâmbătă, am obținut o medalie de aur la clasa Mono 1, o medalie de bronz la clasa Mono 2 și o medalie de argint la FSR. Ce alte premii ai mai obținut? Am mai multe medalii de aur, medalii de argint la campionatele naționale, de bronz. La majoritatea concursului vin cu câte o medalie, cel puțin. La ce categorie? Pe ce categorie ești specializat, să spun așa? Specializat încă nu sunt, dar ceea ce îmi place și vreau să învăț mai mult, clasa FSR și cursele, clasele de viteză. La ultimul concurs de mare anvergură la care au participat, copiii au adus numeroase medalii acasă și un elev a reușit să aducă titlul de campion național în Megidia. Ce premii au obținut în ultima perioadă? De exemplu, la concursul de la Sibiu? La concursul de la Sibiu s-au desfășurat următoarele clase. F2, care înseamnă evoluție, F3, F4, care înseamnă tot evoluție, îndemânare, așa, și am obținut titlul de campion național la evoluție F2, două locuri 2 la F3 și F4 și două locuri 3. Copiii vor merge mâine la Râmnicu Vâlcea pentru a participa la Cupa Râmnicului, unde vor fi prezentate machete de la clasele C1 până la C7, navomodele curse, evoluție și navomodele de viteză. Din păcate, doar 2 copii vor participa la concursul de mâine, deoarece aceștia nu au posibilități de cazare și nu există niciun fel de finanțare de la minister, iar banii primiți de la sponsor nu acoperă cheltuielile de cazare și de masă. La ce concursuri vor mai participa copiii? Chiar mâine plecăm la campionatul, la concursul național de navomodele de auto și navomodele Cupa Râmnicului, la Râmnicu Vâlcea, unde vor fi prezentate atât machetele de la clasele C1 până la C7, navomodele curse, navomodele evoluție și navomodele de viteză. Asta înseamnă câți copii vor participa? Voi lua doar 2 copii cu mine, pentru că nu au posibilități de cazare, nu au finanțare de la minister, doar cu ajutorul sponsorilor, și voi lua doar 2 copii care vor participa. La clasa de machete nu este nevoie de prezența fizică a concurentului, pentru că se evaluează doar macheta în sine și în rest copilul nu are probă de navigație. Ioana Dumitru, cea care învață pe copii să construiască machete, va organiza săptămâna viitoare Cupa României la machete. În paralel, va fi organizat un alt concurs de navomodele dedicat numai copiilor, pentru ca cei mici să întâlnească pe sportivi consacrați din țară care vor participa la Cupa României. Începând cu data de 1 septembrie, deja încep să vină sportivii din țară. Avem sportivi de la Timișoara, Suceava, Galați, Faro Constanța, Palate și cluburi din țară.
Ce să vă spun, începând cu 2 septembrie începe Cupa României. În paralel cu Cupa României, competiție organizată de Federația Română de Modelism în colaborare cu Primăria Municipiului Medgidia și Clubul Copiilor Medgidia, bineînțeles. Eu organizez și un proiect național al copiilor doar, care se numește, este tot un concurs de navomodele, care se numește Toate Pânzele Sus. Intenția mea a fost să întâlnesc cu această ocazie, să întâlnesc sportivii consacrați, medaliații, campioni mondiali, campioni naționali, campioni europeni, să întâlnesc cu cei mici, astfel încât să aibă un schimb de idei, iar cei mici să plece cu informații care le vor fi utile în tot anul următor. Pentru cei interesați la cercul de navomodele se pot înscrie copii cu vârsta de minimum 6 ani, dar și studenți iubitori de machete. Având în vedere că pentru a realiza o machetă este nevoie de o muncă fizică considerabilă, fetele nu se prea înghesuie la cercul de navomodele, majoritatea celor înscriși fiind băieți. Am copii începând cu clasa pregătitoare, adică de la vârsta de 6 ani. Nu sunt mulți, trebuie să fie excepții cei care sunt atât de mici și pe care îi înscriu. Bineînțeles, fac un test inițial cu el, un test predictiv și apoi se înscriu. De regulă lucrez cu clasele 4 până la ultimul an de liceu și chiar cu cei de la facultate. Aveți și fete înscrise? Da, am avut și fete. De-a lungul a 26 de ani am avut 5 fete înscrise. O fetiță încă este înscrisă, vreau să vă spun că lucrează foarte bine, este clasa a treia acum a trecut și este foarte conștiincioasă și cred că o să rămână, că un an de zile a rezistat, sper să reziste și în continuare. Este muncă fizică destul de... pe care le depășește fetițelor capacitățile fizice. Așteptăm în continuare ca elevii înscriși la cercul de navomodele să ducă Medgidia pe prima treaptă a podiumului la fiecare concurs, atât din țară cât și de peste hotare. Mult succes în continuare și sperăm că veți veni cu foarte multe medalii aici la Medgidia. Mulțumesc din tot sufletul și eu sper să nu dezamăgesc cu acest proiect pe care îl organizez. Sper ca mulți locuitori ai municipiului nostru să vină să viziteze expoziția care va fi deschisă la restaurantul Tanța și Costel și să fie încântați atunci când văd lucrări deosebite din toate timpurile, de la începutul navigației și până în prezent. Începând de luni 2 septembrie și până duminică inclusiv, la Medgidia vor avea loc tot felul de activități și de concursuri dedicate navomodelelor în cadrul Cupei României, precum depunerea machetelor, amenajarea expoziției, turul litoralului și festivitatea de premiere. Mititei vor sfârâi pe grătare și berea va curge în halbe pentru medgidienii care vor petrece de zilele Medgidiei. Organizatorii ne-au promis un show inedit. Începând din această seară, se deschide sezonul distracției la Medgidia. Scena este instalată, tarabele fac ochiul cumpărătorilor, accesoriile își așteaptă clienții și totul este bine pus la punct. Programul din această seară a început la ora 18 cu concerte ale trupelor și DJ-ilor locali. Așadar, medgidienii sunt așteptați în continuare în piața Decebal. Ce produse oferiți spre vânzare? Păi, în primul rând, am venit cu o palincă bună de Maramureș, o afinată, o vișinată, o brânză veche de oi, niște slăninuță împănată, niște cârnați buni, un piept ardelenesc fiert în zeamă de varză și condimentat, produse naturale făcute de noi în casă, fără euri, fără conservanți și așteptăm oamenii să vie să ni le guste. De când ați venit? Păi am venit de dimineață și de-abia ce ne-am aranjat acum și sperăm să fie bine. Programul din această seară va cuprinde numeroase concursuri, animație pe scenă, dar și karaoke, iar începând de mâine pe scenă, în fața medgidienilor, va concerta Anda Adam. Sâmbătă este așteptat celebrul rapper Puia și duminică, în încheierea festivalului, va cânta pentru medgidien trupa Vank. Totul se va finaliza într-o notă frumoasă cu focuri de artificii. În retrospectiva săptămânii mai puteți urmări. An de an, pe 29 august, creștini ortodoxi prăznuiesc la tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul, zi de post, indiferent în ce zi a săptămânii s-a regăsit. Anul acesta, medgidienii au bugete mai mici pentru cheltuielile cu rechizite și alte obiecte necesare noului an școlar.
Pentru perioada 2-6 septembrie 2013, 24 de asociații de proprietari din Egidia sunt avizate pentru debranșare, din cauza datoriilor de aproximativ 90.000 de lei către Raja. În fiecare an, pe 29 august, creștini ortodoxi prăznuiesc la o sărbătoare sfântă tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul, zi de post, indiferent în ce zi a săptămânii s-a regăsit. Sfântul Ioan Botezătorul a fost denumit de către imnologii Bisericii Ortodoxe înger în trup sau înger omenesc, iar în calendar îi sunt închinate numai puțin de trei sărbători, fiind cea mai cinstită personalitate a Vechiului Testament. În această zi, pentru menținerea sănătății, este bine să nu se consume fructe rotunde, mere, pere, prune, căpățâni de usturoi care au formă rotundă asemănătoare capului, nici pepen sau nuci, deoarece miezul lor seamănă cu o cruce. De asemenea, din ajunul sărbătorii nu se mănâncă preparate din varză, deoarece Sfântului Ioan i s-a tăiat de 7 ori capul pe varză și i-a ranviat. Dintr-un sentiment de pioșenie, nu se mănâncă roșii, nici fructe de culoare roșie și nu se bea vin roșu, alimente ce amintesc de sângele vărsat în timpul decapitării Sfântului Ioan. Acum se sfințesc la biserică mere, pere, struguri și castraveți și acestea se împart oamenilor săraci în amintirea rudelor decedate. De asemenea, pentru sporul familiei și pentru alungarea bolilor, în familiile în care au murit rude în condiții suspecte sau de moarte năpraznică, se respectă momentele de reculegere și se împart pachete cu struguri și pâine. Ce reprezintă data de 29 august în calendarul ortodox? Astăzi noi am venit la biserică să sărbătorim tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul, o zi foarte importantă și foarte mare. Astăzi este zi de post și am venit să ne rugăm pentru sănătate, pentru sporul casei, pentru sănătatea copiilor, a toate familiilor, a toată lumea. Astăzi se ține post negru? Nu, se ține post. Nu se mănâncă de dulce. 29 august reprezintă tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul, prorocul care l-a botezat pe Domnul nostru Iisus Hristos în apa Iordanului și dânsul s-a dus la petrecerea, de fapt îl sfătuia pe Irod să nu trăiască cu soția fratelui, că nu e voie, este păcat. Și fiind sărbătoarea numelui sau onomastica, fiica lui Irodiada, Solomeia, a dansat și împăratul a spus: cerem ce vrei, chiar și jumătate din împărăție îți voi da. Și atunci s-a dus și a întrebat-o pe mama ei ce să ceară. Și Irodiada a spus: cere capul Sfântului Ioan Botezătorul. Atunci împăratul a trimis ostașul să-i taie capul în închisoare acolo și atunci s-a dus și a tăiat capul, l-a pus pe tixie și l-a adus la Irodiada. Și normal că împăratul s-a întristat, dar își dăduse cuvântul și nu putea să-și lea înapoi, că era o jenă, o rușine era pentru el să prieteni și supuși și toți ăia. Astăzi credincioșii țin post? Țin post, da, nu se mănâncă de dulce. Cine poate, cine vrea, cine este sănătos, tot lui Dumnezeu îi mulțumește și dacă mănâncă de dulce și dacă mănâncă de post. Sfântul Ioan Botezătorul s-a născut în cetatea Orinii, fiind fiul preotului Zaharia și al Elisabetei, descendentă din seminția lui Aron. Cu 6 luni înainte de nașterea Domnului Iisus Hristos a născut Sfântul Ioan Botezătorul, a cărui zămislire a fost vestită tatălui său de către îngerul Gavril, în timp ce acesta slujea la templu. Cum preotul Zaharia și soția sa Elisabeta se aflau la o vârstă înaintată, arhiereul a pus la îndoială cele vestite de Sfântul Înger, motiv pentru care i s-a spus că va rămâne mut până când îi se va naște fiul, căruia îi va pune numele Ioan. Când s-a împlinit vremea, iar Elisabeta a născut, cei care erau de față la tăierea împrejur au dorit să pună pruncului numele Zaharia după tatăl său, însă mama Sfântului s-a opus categoric. Auzind împăratul Irod de nașterea Sfântului Ioan, a poruncit să fie ucis, de teamă să nu fie împăratul Iudeii, despre care auzise. A trimis soldați în casa arhiereului Zaharia, însă nu l-au găsit pe prunc, fiindcă Elisabeta prinsese de veste și își luase fiul și se ascunsese rămunți, iar prin rugăciunea ei stăruitoare către Domnul, muntele s-a deschis în chip minunat și i-a cuprins într-o peșteră spre a nu fi descoperiți. Arhiereul Zaharia, aflat la biserică, a fost ucis de către soldații care au revenit căutându-i fiul, cărora le-a grăit: voi îmi ucideți trupul, dar Domnul îmi va
trimis sufletul. În peșteră Sfânta Elisabeta a viețuit alături de fiul său încă 40 de zile după plecarea la cele veșnice a Sfântului Zaharia. Apoi s-a mutat și ea la Domnul. Hrănit și păzit de îngeri, Sfântul Ioan Botezătorul a viețuit în pustie până în ziua în care a ieșit spre a pregăti calea Domnului. 9 august este o mare sărbătoare a Ortodoxiei, în care se prăznuiește tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul. Este o sărbătoare care ne duce pe noi cu sufletul la un conflict care s-a întâmplat în vremea atunci și care se întâmplă și în vremea de astăzi, atât social cât și interior, în fiecare dintre noi. În vremea aceea, Sfântul Ioan Botezătorul, ultimul proroc, cel care face trecerea de la Vechiul Testament la Noul Testament, este trimis în lume să pregătească omenirea pentru primirea lui Hristos. Ca și în vremea de astăzi și în vremea de atunci, nu toți au înțeles misiunea lui. Era vocea care striga în pustiu, drepte face scările Domnului, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. S-a apropiat împărăția cerurilor înseamnă că cât de curând împărăția cerurilor va fi disponibilă și oamenilor. Prin învierea lui Hristos. Lumea de atunci n-a înțeles. Poate că nici noi nu înțelegem pe deplin astăzi. Și cei de atunci, și poate și unii de astăzi, îl privesc pe Sfântul Ioan Botezătorul ca pe un sălbatic. Așa înfățișare avea, fiind trăitor în pustiu, îmbrăcat doar într-o haină din păr de cămilă. Iar vocea lui, chemarea lui la pocăință, chemarea lui la botezul cu apă, chemarea lui la lepădarea păcatului, puterea cu care cuvânta, crea în sufletele celor care se știau vinovați, păcătoși, un astfel de zbucium încât erau nevoiți să-l discrediteze. Tot Sfânta Scriptură ne spune că din porunca lui Irod, înainte mergătorul Ioan a fost întemnițat și ulterior ucis la cererea Irodiadei și a fiicei sale. Irod, prinzându-l pe Ioan, îl legase și îl pusese în temniță din pricina Irodiadei, soția lui Filip. Dar prăznuind Irod ziua sa de naștere, fiica Irodiadei a jucat în fața oaspeților și i-a plăcut lui Irod. Pentru aceasta, cu jurământ, i-a făgăduit că îi va da orice cere, iar ea, îndemnată de mama sa, i-a zis: „Dă-mi aici pe tipsie capul lui Ioan Botezătorul.” Și regele s-a întristat, dar din pricina jurământului și a celor ce ședeau la masă cu el, a poruncit să-i se dea. Și a trimis și a tăiat capul lui Ioan în temniță. Și capul lui Ioan a fost adus pe tipsie și dat fetei, iar ea l-a dus mamei sale. Ucenicii lui i-au luat trupul și l-au mormântat și s-au dus să-i dea de știre lui Isus. În cinstea acestei sărbători, copiii aflați în proiectul Întindu a Bisericii au organizat o piesă de teatru. Această sărbătoare pe care o trăim astăzi a fost cinstită și de copiii pe care îi avem alături de noi. Și aseară am pus în scenă piesa care reprezintă viața Sfântului Ioan Botezătorul de la început și până la tăierea capului Sfântului, așa cum este sărbătoarea de astăzi. Copiii sunt cei care pot primi și cei care pot transmite cel mai curat credința și învățătura de credință ortodoxă. Ei primesc într-un alt fel față de cei maturi această învățătură și o asumă și prereze reprezentarea pe care o fac, transmit o stare de participare activă și fiecare dintre cei care au participat la această piesă au simțit parcă că trăiesc în vremurile de atunci și nădăjduim că au și rămas cu vocea Sfântului în minte și în suflet. Așa cum ne-am obișnuit de acum, la fiecare mare sărbătoare, copiii marchează printr-un act artistic. Act artistic ce nu este unul ușor, ce nu este unul de divertisment, ci este unul de învățătură. Și pentru ei și pentru noi, pentru că prin ei putem ajunge mai ușor la Dumnezeu, prin copii putem și prin trăirile lor curate, putem și noi să ne reîntoarcem la puritatea cu care am fost cândva înzestrați și noi putem să îndreptăm cărările Domnului, așa cum spunea Sfântul Ioan Botezătorul.
În același timp, în această zi, în gospodării nu se folosește cuțitul nici la tăiatul pâinii. Produsele alimentare și pâinea se rup cu mâna. La orașe și la sate, pentru menținerea sănătății, se păstrează o datină străveche. Postitorii consumă în această zi doar turtă preparată din grâu sau din mălai. Anul acesta, megidienii au bugete mai mici pentru cheltuielile cu rechizite și alte obiecte necesare noului an școlar. Mai nou, doamnele profesoare, educatoare sau învățătoare fac liste elevilor pentru ca aceștia să-și cumpere tot felul de rechizite cerute în mod special. Săptămâni până la debutul noului an școlar, însă librăriile au rafturile pline cu rechizite școlare. A început deja furnicarul dinaintea noului an. Cei mai mulți părinți sunt grijuliși și achiziționează din timp caiete, creioane și ghiozdane, dar și alte lucruri de care au nevoie copiilor. Cel mai ieftin vor scăpa părinții micuților care intră în clasa 0. Lista lor de rechizite nu este prea lungă și multe materiale micuții le primesc de la școală. În rest, pe măsură ce înaintăm în ani, pretențiile sporesc. De obicei, adulții își iau și odrazlele cu ei și aleg rechizitele în funcție de buzunarul fiecăruia, dar și de gusturile copiilor. Valorile părinților rămâne schimbate de la an la an, calitatea rechizitelor, cărților și a ghiozdanelor crește, dar și opinia și dorințele copiilor rămân cei mai importanți factori pentru părinți. Și această doamnă se pregătește să achiziționeze rechizite pentru fiica sa din clasa 4-a, dar încă tatonează terenul. Ați achiziționat rechizite pentru anul acesta? Acum sunt în prospectarea pieței, să vedem prețuri și să ne facem plan cu rechizitele care trebuie să le cumpărăm pentru anul ce urmează. Noi trecem la a patra și trebuie să luăm tot ce trebuie. Până acum cum vi se par prețurile? Abia am intrat, urmează să ne uităm, să vedem. Acceptabile, acceptabile. Când intenționați să veniți să cumpărați necesarul? Între în perioada 10 septembrie, 15 septembrie, cred că e suficient. Pe lângă toate cheltuielile care vor avea loc pentru achiziționarea rechizitelor, în prima zi de școală florile pentru doamna învățătoare sau pentru doamna diriginte nu pot lipsi. Așa că părinții vor fi iar nevoiți să scoată bani din buzunare. În acest an școlar, elevii vor merge în bănci pe 16 septembrie și cursurile se vor încheia pe 20 iunie 2014, în total 36 de săptămâni de cursuri. Reprezentanții Ministerului Educației Naționale susțin că structura anului școlar 2013-2014 este aproape neschimbată față de anul trecut. Totuși, una dintre noutățile introduse este acordarea unei zile libere în plus elevilor, dar și cadrelor didactice. Mai precis, Ministerul a decis să acorde încă o zi liberă pentru perioada sărbătorilor pascale, respectiv ziua de marți 22 aprilie 2014. Pentru perioada 26 septembrie 2013, 24 de asociații de proprietari din Megidia sunt avizate pentru debranșare, din cauza datoriilor de aproximativ 90.000 de lei către Raja. Datornicii pot rămâne fără apă potabilă dacă în termen de 5 zile de la avizare nu își achită restanțele. Pentru a evita debranșarea, proprietarii de apartamente din cadrul asociațiilor avizate pot încheia convenții de facturare individuală. Măsura cea mai eficientă pentru recuperarea debitelor de la abonații răuplatnici este debranșarea de la sistemul de alimentare cu apă potabilă. În urma primirii avizelor de debranșare, majoritatea datornicilor își achită cea mai mare parte a restanțelor în doar câteva zile. În aceste condiții, săptămânal, Raja avizează sute de abonați cu restanțe, indiferent de statutul juridic al acestora. În retrospectiva săptămânii mai puteți urmări. În fiecare an, polițiștii din Megidia au de-a face cu tot felul de cazuri, care mai de care mai diferite. Judecătoria Megidia l-a condamnat la 9 luni de închisoare cu suspendare pe Asan Memiși din Megidia pentru conducerea unui autoturism sub influența băuturilor alcoolice și cu permisul de conducere anulat. Mai mulți bărbați din Megidia au participat la un scandal izbucnit în Murfatlar. Mai multe informații însă imediat după o scurtă pauză de publicitate. We'll be right back.
continuăm retrospectiva săptămânii. În fiecare an, polițiștii din Megidia au de-a face cu tot felul de cazuri, care mai de care mai diferite, la ordinea zilei aflându-se telefoanele furate, buzunarele prădate ale cetățenilor, lanțurile smulse de la gâturile femeilor. Astfel de evenimente sunt tot mai dese în ultima perioadă și de multe ori cetățenii sunt cei vinovați, deoarece nu și-au măsurile necesare împotriva hoților. Piețele sunt locurile cele mai vizate de hoți, pentru că aici este cel mai aglomerat și în aglomerație se operează cu mai multă îndemânare. Pentru a preveni aceste cazuri de furt de genți din buzunare, de lanțuri smulse, Poliția Municipiului Megidia face un apel către cetățeni. Luând act de emisiune unor posturi de televiziune locale, județene sau naționale, în care se anunță fel de fel de agresiune asupra tinerilor, bărbaților și femeilor în vârstă și de posedarea acestora de bunuri, vreau să aduc la cunoștință locuitorii de Megidia că noi în cursul acestui an am avut decât 4 astfel de tâlhării, din care 2 dintre ele au fost de mai mică amploare, 2 dintre ele într-adevăr s-a consumat sub forma agravantă infracțiunii de tâlhărie. Toate acestea au fost rezolvate într-un timp foarte scurt, iar cei care au comis au fost deferiți justiției și s-a luat împotriva acestora, în toate cazurile, măsuri de reținere și apoi de arestare de către parchetul și tribunalul Megidia sau Constanța. Ca o concluzie a acestor evenimente, nu odată am constatat și noi, dar se constată și din alte evidențe, că persoanele nu respectă unele norme de conviețuire, mai ales în ceea ce înseamnă portul acestor bunuri de valoare la vedere. De foarte multe ori s-a făcut apel către populație ca în condițiile de viață normală în cursul săptămânii să caute să nu mai poarte la vedere, mai ales că acum fiind vară, corpul este mai descoperit, iar aceste obiecte de podoabă sunt mult la vedere, ceea ce îi tentează pe hoții și pe tâlharii de astfel de comportamente infracționale, mai ales cum vedem în municipiul Constanța, că nu este zi să nu se producă o smulgere de lănțișor, de poșetă sau de telefoane mobile. De aceea facem un apel către toți locuitorii de Megidia, ca de câte ori se află la plimbare pe aleile din Megidia, prin piața din Megidia, să acorde mai multă importanță obiectelor personale, a sacoșilor, a agenților, a telefoanelor mobile, dar în special a vizitorilor și să acorde o foarte mare atenție, cu prioritate când trec pe lângă persoane de etnie romă, pentru că din rândul acestora au fost până în acest moment toți autorii de astfel de fapte și sperăm că toate aceste prevederi ale populației și cu activitățile preventive pe care le desfășurăm să nu avem în Megidia astfel de evenimente chiar și până la sfârșitul anului. Reprezentanții Poliției Municipiului Megidia speră că aceste evenimente nu vor lua amploare și că odată cu mesajul lor către populație, cetățenii vor ține cont de sfaturile primite și nu se vor mai lăsa prădați de hoții care îi așteaptă la tot pasul. Judecătoria Megidia l-a condamnat la 9 luni de închisoare cu suspendare pe Hasan Memiși din Megidia pentru conducerea unui autoturism sub influența băuturilor alcoolice, dar și cu permisul de conducere anulat. Sentința însă nu este definitivă. Cu mai multe detalii vine colegul nostru, Valentin Ispas. Conform procurorilor care l-au trimis în judecată în noaptea de 7 spre 8 august 2011, Hasan Memiși s-a suit la volanul unei auto utilitare marca Iveco cu numere de Bulgaria și a plecat la plimbare prin oraș, deși știa că avea dreptul de a conduce suspendat și consumase mai multe băuturi alcoolice. Când a ajuns pe strada Tineretului, Memiși a pierdut controlul mașinii și a acroșat 3 autoturisme parcate. Martorii au sunat la 112 și polițiștii ajuns la fața locului l-au descoperit pe șofer la volanul autoturismului, acesta neputând să iasă din mașină și să stea în picioare. În urma verificărilor efectuate, oamenii legii au descoperit că tânărul de 28 de ani avea permisul de conducere anulat, iar după testarea cu aparatul Drager s-a stabilit că bărbatul avea o alcoolemie de 0,85 mg de litri alcool pur în aerul expirat. Mai mulți bărbați din Megidia au participat la un scandal izbucnit în Murfatlar. 8 persoane au fost reținute de către procurorii parchetului de pe lângă judecătoria Constanța. Totul a plecat din pricina încăierării provocate de 2 frați. Cazaca Șaban a fost păsuită de instanță întrucât la data respectivă avea un sugar de 2 luni și jumătate născut prematur. Judecătorii au decis ca suspecta să fie arestată și trimisă în Italia pe 28 august, după ce fiul ei împlinește un an.
Iar cazaca Șaban a fost reținută de către polițiștii din Ovidiu și încarcerată, urmând să ia drumul Italiei și să se alăture complicilor săi. Ainur Șaban, de 22 de ani, Malpom, 29 de ani, Jeylan Halit, de 20 de ani, Burdușanca Iusein, de 22 de ani, toți din Megidia, Acă Șaban, de 32 de ani și Kemal Suliman, de 34 de ani, ambii din Ovidiu. Aceștia se află deja în fața anchetatorilor italieni. Potrivit autorităților judiciare din peninsulă, în perioada octombrie 2011-septembrie 2012, cazaca Șaban și cei șase complici au recrutat mai multe persoane fără venituri, cu handicap fizic, pe care le-au dus în Milano, unde le-au obligat să cerșească. Procurorii parchetului din Milano spun că sumele de bani obținute de către cerșători intrau în buzunarele celor șapte. De asemenea, membrii grupării sunt acuzați că erau violenți cu victimele lor, pe care le amenințau și le băteau pentru a le determina să cerșească în folosul lor. Acestea erau obligate să trăiască în condiții improprii, fără a li se da mâncare și apă. Din cercetările efectuate de către anchetatorii italieni s-a stabilit că cei șapte suspecți aveau mașini, case și sume mari de bani, toate fiind obținute de pe urma activității cerșătorilor. În retrospectiva săptămânii mai puteți urmări, o femeie de 33 de ani din Ovidiu acuzată de autoritățile italiene că a făcut parte dintr-un grup ce se ocupa cu traficul de persoane și sclavia, va fi extradată. Deși scenariul excrocilor care acționează prin metodă accidentul a fost extrem de mediatizat, oamenii încă mai cad în plasa infractorilor care acționează din penitenciar, cu ajutorul unor complici aflați în afara gratiilor. O minoră în vârstă de 13 ani a fugit de acasă. O femeie de 33 de ani din Ovidiu, acuzată de autoritățile italiene că a făcut parte dintr-un grup ce se ocupa cu traficul de persoane și sclavia, va fi extradată cu întârziere în Italia. Cazaca Șaban a fost păsuită de instanță, întrucât la data respectivă avea un sugar de 2 luni și jumătate născut prematur. Judecătorii au decis ca suspecta să fie arestată și trimisă în Italia pe 28 august, după ce fiul ei împlinește un an. Iar cazaca Șaban a fost reținută de către polițiștii din Ovidiu și încarcerată, urmând să ia drumul Italiei și să se alăture complicilor săi. Ainur Șaban, de 22 de ani, Malpom, 29 de ani, Jeylan Halit, de 20 de ani, Burdușanca Iusein, de 22 de ani, toți din Megidia, Acă Șaban, de 32 de ani și Kemal Suliman, de 34 de ani, ambii din Ovidiu. Aceștia se află deja în fața anchetatorilor italieni. Potrivit autorităților judiciare din peninsulă, în perioada octombrie 2011-septembrie 2012, cazaca Șaban și cei șase complici au recrutat mai multe persoane fără venituri, cu handicap fizic, pe care le-au dus în Milano, unde le-au obligat să cerșească. Procurorii parchetului din Milano spun că sumele de bani obținute de către cerșători intrau în buzunarele celor șapte. De asemenea, membrii grupării sunt acuzați că erau violenți cu victimele lor, pe care le amenințau și le băteau pentru a le determina să cerșească în folosul lor. Acestea erau obligate să trăiască în condiții improprii, fără a li se da mâncare și apă. Din cercetările efectuate de către anchetatorii italieni s-a stabilit că cei șapte suspecți aveau mașini, case și sume mari de bani, toate fiind obținute de pe urma activității cerșătorilor. Deși scenariul excrocilor care acționează prin metodă accidentul a fost extrem de mediatizat, oamenii încă mai cad în plasa infractorilor care acționează din penitenciar cu ajutorul unor complici aflați în afara gratiilor. Vineri, două plângeri au fost înregistrate la Poliția Municipiului Megidia, două bătrâne fiind înșelate prin telefon. Două bătrâne din Megidia au fost înșelate astăzi prin telefon, fiind rugate să depună într-un cont 5.000 de lei de către presupusul fiu. Ele au fost sunate de către același individ care a inventat o poveste lacrimogenă. Un membru al familiei a fost implicat într-un accident rutier și are nevoie urgentă de bani pentru a scăpa de închisoare. Din fericire, una dintre pensionare nu a căzut în plasa individului, deoarece a angajat băncii cu ajutorul căreia voia să transfere banii și a dat seama că este vorba de o înșelătorie. Astăzi s-au înregistrat două noi plângeri datorită unor înșelăciuni? Da, deci așa numită metodă, accidentul a afectat și două persoane de pe raza municipiului Megidia, în sensul că ambele femei în vârstă au fost sunate de către un bărbat necunoscut de pe același număr de telefon, care, sub pretextul că fiul respectiv, ginerile, a avut un accident rutier, le-a solicitat acestora să depună într-un cont bancar o sumă de bani. Respectiv, inițial se solicita suma de 5.000 de lei. Norocul uneia dintre femei a fost că o angajat la unei unități bancare în momentul în care a încercat să scoată bani din bancă. Ea a întrebat-o pe care este motivul pentru care vrea să depună banii și spunând respectivele angajate,
Aceasta și-a dat seama că este vorba de o înșelătorie și am fost sesizați noi, astfel încât faptul nu s-a consumat. Dar, din păcate, o altă femeie a depus suma cerută. Aceasta se desfășoară că fiul său are un accident. A avut un accident, a lovit o persoană de sex, de etnie romă, și se solicita suma de 5.000 de lei. După ce a depus această sumă, a fost sunată iar și solicitată iar să depună suma de încă 3.000 de lei. După ce a depus acești bani, a fost sunată de către fiul său și întrebându-l dacă a rezolvat problema rutieră, acesta a rămas surprins și s-a dat seama că este vorba de înșelătorie și astfel am fost sesizați cu privire la acest fapt consumat. Ați reușit să rezolvați astfel de cazuri? Noi nu am avut, pe raza lumei, nu prea am avut cazuri consumate de acest gen. Dar fapt pentru care nu ne-am confruntat până în prezent. Noi am tot făcut activități de prevenire pe această linie, dar din păcate s-a întâmplat asta și pe raza noastră de competență. Ce fel de cercetări veți întreprinde? Se întreprind cercetări specifice polițienești. Nu putem să vă spunem exact, dar în urma cercetărilor, în general, se identifică autorii și s-a constatat că marea majoritate a acestora care apelează sunt din penitenciare, din ceea ce au rezolvat colegii din alte județe și alte localități, bineînțeles. Deci ar putea fi un deținut de la Portalul. Exact, nu neapărat de la Portalul, dintr-un alt penitenciar. La Megidia, ultimul astfel de caz s-a petrecut în luna aprilie. Polițiștii au încercat mai bine de o oră să convingă un pensionar că vestea primită la telefon nu este reală. El nu îi credea pe oamenii legii și insista să trimită cei 5.000 de lei avocatului care îl sunase și care îl va scăpa pe fiul său de pușcărie. Abia după ce anchetatorii au făcut rost de numărul de telefon al fiului pensionarului și au vorbit cu el, bătrânul și-a dat seama că era să fie tras pe sfoară. Dorim să conștientizăm pe această cale populația orașului și numai neapărat a orașului și a întregilor cetățeni cu privire la acest mod de operare, așa numită metoda accidentul, în sensul nu dea curs apelul telefonic inițiat de către falși avocat sau se întâmplă chiar să se dea fiul care a făcut accident. Și mai întâi să verifice, cel mai simplu mod este să sune ruda care a avut accident și astfel încât să se convingă despre faptul că acest lucru nu este real. Noi și în trecut ne-am confruntat cu astfel de probleme, în sensul că am un bătrân, ne-a trebuit cam o oră să-l convingem că fiul său nu a avut accident. Chiar l-am sunat pe fiul său și credea că cel care îl înșela este fiul său, iar fiul său real nu era fiul său. Deoarece oamenii încă se mai lasă înșelați prin metoda accidentul, polițiștii au descins ultima oară în penitenciarele din toată țara la începutul acestei luni, efectuând 42 de descinderi în 11 județe și în municipiul București. Echipele de percheziție au ridicat 30 de telefoane mobile și mai multe cartele telefonice, bunuri ce ar fi putut fi folosite pentru realizarea convorbirilor telefonice care urmăreau inducerea în eroare a victimelor. O minoră în vârstă de 13 ani a fugit de acasă. Ea locuiește în poligonul Viilor, cartier aflat în municipiul Megidia și de mai bine de 3 zile nimeni nu știe nimic de ea. De 13 ani este crescută de bunica din partea mamei, părinții acesteia fiind la muncă în Italia de ani buni. Tânăra era la masă de seară împreună cu bunica și după ce a servit cina s-a ridicat de la masă și a ieșit afară, nemai întorcându-se acasă. A doua zi bătrâna s-a prezentat la poliție pentru a relata cele întâmplate. În data de 26 august 2013, poliția Megidia a fost sesizată de către Iusin Antușa din Megidia, care locuiește fără formă legală în Megidia, pe strada Gutuilor, cu privire la faptul că nepoata sa în vârstă de 13 ani a plecat de la domiciliu în seara zilei de 25 și în jurul orilor 21 s-a mai întors acasă. În urma investigațiilor efectuate s-a stabilit faptul că părinții minorei sunt plecați la muncă în Italia și există posibilitatea ca aceasta să se afle pe raza municipiului Călăraș, la alte rude de ale sale, despre care nu se cunosc cu exactitate unde locuiesc. Noi desfășurăm în continuare cercetări pentru a identifica minora și a o încredința o bunicii sale. Minora este de etnie romă, are înălțimea cuprinsă între 1,60 și 1,63 metri, este corpulent, are ten măsliniu, păr lung de culoare castanie și nu are semne particulare.
Ultima dată când a fost văzută purta pantalon de culoare roșie, tricou alb mulat și era încălțată cu papuci negri. Cei care pot oferi informații despre această tânără sunt rugați să contacteze dispeceratul Poliției Constanța, telefon 0241611364, interior 2005 sau Poliția Municipiului Megidia. În retrospectiva săptămânii mai puteți urmări. Pe scena instalată în Piațeta Decebal putem vedea artiști locali care se vor bucura de aplauzele publicului numeros din municipiul nostru. Vineri, pentru elevii care au dat bacalaureatul a doua sesiune, emoțiile și probele s-au terminat. Megidienii nu vor celebra numai ziua orașului, ci și ziua limbii române. Vineri seară, pe scena instalată în Piațeta Decebal, putem vedea artiști locali care se vor bucura de aplauzele publicului numeros. De asemenea, o serie de ansambluri de muzică populară turcească și grecească vor face senzație pe scenă. Megidia, după cum bine știți, are o abundență de artiști locali, cu care se mândrește la fiecare show important. Trupe de dans, interpreți de muzică populară sau ușoară, toți își vor da silința pentru ca publicul să fie mulțumit de prestația lor. În primul rând vom vedea în fiecare seară trupele locale, artiștii locali, începând cu ora 19, vor veni să bucure publicul din Megidia. Chiar în această seară avem o seară dedicată folclorului, etniilor din Megidia. Vom avea multe ansambluri invitate pe scenă care vor dansa, vom avea mulți copii care vor cânta muzică populară și, de ce nu, turcească, grecească, macedonească, cum spuneam, am dedicat această seară folclorului și credem noi că va fi o seară reușită. Avem o vedetă în această seară, vorbim de Anda Adam. Spectacolul cu artiști locali a început la ora 19, după care va concerta pe scena Megidiei Anda Adam, care va crea o atmosferă incendiară alături de trupa sa de dansatori. Sâmbătă vom avea parte de un alt artist celebru, rapperul Puia, iar duminică în Megidia va concerta trupa Vang și totul se va finaliza cu scântei. Un foc de artificii va împodobi cerul municipiului nostru în aplauzele publicului. Mâine seară avem o altă seară dedicată divertismentului. Copiii mici ai casei de cultură Ineroman vor dansa și vor cânta. Vedeta serii va fi Puia, bineînțeles. În a patra seară și ultima duminică seară vom vedea copiii Megidiei, copiii puțin mai mari, care voci bune, care vor cânta, tot într-un titlu generic divertisment, vor cânta, vor dansa și vom avea o ultimă trupă sau o vedetă la Megidia, trupa Vank. Va încheia seara, spunem noi, incendiară și cu siguranță va fi o sărbătoare pentru Megidia. De așadar, trei seri de spectacol la Megidia, invităm publicul din Megidia să vină să vadă spectacolele oferite de primăria municipiului Megidia, de artiștii locale, case de cultură, dar și de vedetele sosite la Megidia pentru sărbătoarea zilelor orașului. Celebra trupă de mici dansatori pescărușii, atât de îndrăgită de publicul nostru, va dansa și ea de zilele Megidiei în stilul propriu. Micuții mei vor dansa mâine seară, grupa de vârstă 6-11 ani, de sâmbătă, și grupa cea mare, duminică seara, grupa de vârstă 11-14 ani. Așadar, distracție multe zilele acestea, căci sărbătorim cu toții ziua municipiului. La mulți ani, Megidia! Pentru elevii care au susținut bacalaureatul a doua sesiune, emoțiile și probele s-au terminat. La Colegiul Tehnic Nicolae Titulescu din Megidia, părerile despre dificultatea subiectelor au fost împărțite. Astăzi, elevii au fost prezenți la probele la alegere, la geografie, biologie, fizică sau chimie, căci socoteala de acasă nu s-a potrivit cu situația din sala de examen și mulți dintre ei au ieșit din clasă după doar o oră și jumătate, așa cum le este permis. Și acest tânăr este dezamăgit de subiectele de astăzi. Cum au fost subiectele astăzi? Astăzi au fost surprinzător de greu. Nu mă așteptam să fie atât de greu, mult mai greu ca data trecută. Și de... După... La ce ai dat astăzi examen? La fizică. Azi a fost proba la alegere. Eu am ales fizica și... Nu, cred că am făcut ceea ce trebuia. De asta am și ieșit atât de repede după... După cât timp ai ieșit? După o oră jumate. După timpul la care poți ieși. Ai încercat să rezolvi unul dintre subiecte? Am încercat și sper să fi reușit. Măcar așa, să nu fie foaia goală. Ai făcut o pregătire în prealabil? Nu, nu. Pregătirea a constat în distracție. Distracția de vară. Și ce urmează să faci? Păi eu am alte planuri deocamdată. O să mai încerci să dai bacul până o să-l iei? Evident, da.
deși am alte planuri, sper să urmez o post-liceală și alte cursuri, ba cu tot o să-l dau. O să-l dau toată viața până să-l iau. Părerile viitorilor studenți, asta în cazul în care vor promova examenul maturității, sunt împărțite. Îmi spui și mie ce ai făcut la BAC? Ce notă crezi că o să iei? Între 6 și 7, așa o să. Ai reușit să te inspiri de undeva? Nu, nu. La ce ai dat proba astăzi? Biologie. Ce ai făcut azi la examen? Foarte bine. La ce ai dat examen? La geografie. Și cum a fost? Foarte ușor. Ai reușit să te inspiri de undeva? Nu, nu se. Au fost subiectele ușoare? Da. Subiectele. Câte subiecte au fost? Ușoare subiecte, 3 subiecte prin care am decursat cu bine. Ce notă sper că o să iei? Nota de admitere, cred că. Marea majoritate a elevilor care au dat examen la materii mai ușoare, cum ar fi geografie sau biologie, nu s-au plâns de gradul ridicat de dificultate al subiectelor. Ce ai făcut azi la examen? Foarte bine. La ce ai dat examen? La biologie. Și ai atins toate subiectele? Da. Crezi că o să iei o notă de trecere? Cred că da. Până acum ce ai făcut la celelalte probe? Binișor, foarte bine la unele, depinde la... La română am făcut foarte bine și la matematică mai puțin. Ce s-a întâmplat la prima sesiune de picat bacalaureatul? Dar nu am dat în prima sesiune eu. Am scris cât de cât acolo. La ce ai avut? La fizică. Și cum a fost? A fost nici ușor, nici greu. Colegii tăi s-au plâns că subiectele au fost foarte grele. Ție cum ți s-au părut? Mediu, așa. Nici grele, nici ușoare. Ai reușit să faci toate 3 subiectele? Aproape toate. Câteva, vreo 2-3 exerciții nu... Ce s-a întâmplat în prima sesiune de pick-up examenul de bacalaureat? Nu știu, nici n-am învățat atunci și nici... Acum te-ai pregătit mai mult? Da, acum da, să sperăm. Pe data de 2 septembrie se vor afișa rezultatele examenului de bacalaureat, sesiunea a doua, și atunci se pot depune și contestațiile. Iar pe 5 septembrie vom afla rezultatele finale după soluționarea contestațiilor. Megidienii nu vor celebra numai ziua orașului, ci și ziua limbii române. Sărbătoarea a început să fie celebrată din 1990, la un an de la evenimentul istoric sub numele de Limba noastră, cea română, sau ziua limbii române. Pe 2 septembrie, în municipiul nostru, cu ocazia Zilei Limbii Române, cetățenii orașului vor primi vizita scriitorului Corneliu Leu, precum și altor invitați de seamă. Așadar, luni, începând cu ora 18, în foaierul Casei de Cultură a Sindicatelor, se organizează seminarul Megidienii despre Megidia sub semnul Megidiei, eveniment dedicat exclusiv Zilei Limbii Române. La fel, o sărbătoare foarte importantă unde Megidia participă, Ziua Limbii Naționale, Ziua Limbii Române, unde ansamblul Pandelașu participă cu dansuri tradiționale din Dobrogea. Avem și copii care vor recita despre limba, de Ziua Limbii Române, despre limba noastră, despre țara noastră. Și vom vedea aceste imagini cu ocazia unui seminar desfășurat la Megidia pe 2 septembrie la ora 18, unde invităm la fel publicul din Megidia să îl vadă pe Corneliu Leu la Megidia de această dată, vorbind despre limba română, despre film și diferite alte teme dezbătute în acest seminar la Megidia pe 2 septembrie la ora 18 la Casa de Cultură a Sindicatelor. De asemenea, anul acesta, ansambluri de muzică populară din Megidia, alături de reprezentanții ai primăriei și ai televiziunilor locale, vor merge la Bușteni pentru a celebra Ziua Limbii Române la invitația scriitorului și omului de cultură Corneliu Leu. În Munții Bucegi, mai exact la Bușteni, ce se va întâmpla? Cum spuneam, vor fi foarte multe ansambluri invitate acolo de Ziua Limbii. Se va recita despre limbă, se va dansa, vor fi peste 400-500 de invitați din toată țara. Și este prima oară când se sărbătorește Ziua Limbii în România, s-a dat o lege în acest sens și atunci e normal ca orașul nostru, ca noi Megidia, să mergem acolo să participăm și să acceptăm invitația făcută de domnul Corneliu Leu. De unde e ideea de a participa, de a merge anul acesta în Bușteni? Domnul Corneliu Leu este din Megidia. În momentul în care ne-a invitat și ne-a propus să vină și dumnealui la Megidia în 2 septembrie, nu puteam să refuzăm această invitație, mai ales că este o sărbătoare națională și atunci ne-am bucurat foarte mult să mergem să recităm poezie acolo și să dansăm cu ocazia acestei sărbători.
Cu siguranță va fi o tradiție pentru România sărbătorirea acestei zile și noi la Megidia vom încerca să facem din asta o sărbătoare în anii următori. Cine sponsorizează întreaga activitate dedicată Zilei Limbii Române? În primul rând, Primăria Megidia a acceptat această invitație și mai ales că vom vedea aceste imagini cu participarea noastră acolo într-un filmuleț proiectat aici la seminar pe 2 septembrie. Ne vom bucura cu toții de participare, dar și de sărbătoarea noastră în 2 septembrie. Vor fi peste 500 de invitați din toată țara la Bușteni anul acesta. Se vor recita poezii în cinstea limbii române, se va dansa și se va cânta cu ocazia acestei sărbători. În retrospectiva săptămânii mai puteți urmări decizia guvernului de a introduce obligativitatea de a depune declarații de avere pentru toți românii, nu numai pentru politicieni, așa cum este în prezent, a creat un mare scandal național. Atenție șoferi megidieni, Euroins nu va mai putea încheia contracte de asigurare RCA în urma unei decizii a autorității de supraveghere financiară. Ai carte, ai parte, aceasta este deviza noului proiect care se va derula la Cernavodă în perioada imediat următoare. Decizia guvernului de a introduce obligativitatea de a depune declarații de avere pentru toți românii, nu numai pentru politicieni, așa cum este în prezent, a creat un mare scandal național. Gândit inițial ca un instrument de control al marilor averi nedeclarate, proiectul de ordonanță supus dezbaterii publice de către Ministerul de Finanțe, prin care se vor modifica două articole din Codul de Procedură Fiscală, face referire la persoana supusă verificării situației fiscale personale, ceea ce lărgește practic cadrul de aplicare la toți românii. Numit declarație de patrimoniu și de venituri, documentul pe care toți vom fi obligați să-l completăm și să-l depunem la solicitarea organului fiscal, conține informații privitoare la toate bunurile aflate în proprietate, la cheltuieli și la datorii. Proiectul prevede și sancțiuni pentru cei care nu vor depune această declarație, amendă între 10.000 și 50.000 de lei. Practic, cei care vor primi un aviz de verificare fiscală au la dispoziție 60 de zile să-și completeze situația financiară. Totuși, Ministerul Finanțelor a ținut să precizeze ieri că declarația de patrimoniu și venituri trebuie depusă doar de persoanele fizice suspectate de evaziune fiscală și care sunt verificate în urma descoperirii unor discrepanțe majore între acumulările de avere și veniturile declarate. Depunerea declarației se face doar la cererea organului fiscal. Prin urmare, nu toți românii vor trebui să depună declarații de avere începând cu 2014. Formularul declarație de patrimoniu și venituri prevăzut în anexă la proiectul de ordin postat pe site-ul Ministerului vizează strict acele persoane fizice care, în urma unor verificări documentare prealabile amănunțite, a tuturor informațiilor deținute și obținute de ANAF referitoare la veniturile declarate de acestea, comparativ cu acumulările lor patrimoniale, urmează să fie supuse unor verificări fiscale efective, pentru că prezintă un risc semnificativ de nedeclarare a veniturilor realizate, susțin reprezentanții Ministerului Finanțelor. Ieri însă primarul Constanței, Radu Mazăre, s-a arătat indignat de acest proiect de lege, considerând că adoptarea sa nu va conduce decât la revenirea în prim plan a vecinilor turnători, invidioși și răuvoitori. Vom ajunge să te reclame vecinul că ți-ai cumpărat o plasmă și să solicite fiscului să cerceteze de unde ai avut bani pentru ea. Sau te reclamă că ai fost în nu știu ce vacanță exotică, așa a auzit el. Și uite așa vom vedea cum fiscul va freca ridichea tuturor românilor. În aceste condiții, eu vă garantez că o să se ajungă ca milioane de români să dea cu subsemnatul, a declarat primarul Radu Mazăre. El a avertizat că dacă toți românii vor fi obligați să-și declare averile, 80% dintre locuitorii Constanței nu vor mai vota USL la prezidențiale. Însă astăzi edilul a revenit și a susținut că problema cu declarațiile de avere impuse tuturor românilor este relativă, deoarece a discutat cu prim-ministrul Victor Ponta și acestea nu vor fi obligatorii pentru toți cetățenii, ci doar de la o anumită valoare în sus. Atenție șoferi megidieni, Euroins nu va mai putea încheia contracte de asigurare RCA în urma unei decizii autorității de supraveghere financiară, care l-a sancționat cu 50.000 de lei pe directorul general Euroins, Mihnea Tobescu, și a retras avizul șefului departamentului de daune pentru această funcție. Interzicerea practicării de către societatea asigurării RCA este în vigoare până la implementarea de către compania unui set de măsuri stabilite de către autoritatea de supraveghere. Autorității de supraveghere financiară a decis interzicerea temporară a practicării de către Euroins România Asigurare Reasigurare Asigurării RCA, până la implementarea unui set de măsuri care se referă, printre altele, la revizuirea de către Euroins a normelor de constatare și lichidare a daunelor, la stabilirea corespunzătoare a cuantumului despăgubirilor, la respectarea termenelor de plată a dosarelor de daună, la probleme cu care s-au confruntat foarte mulți dintre șoferii care trebuiau să beneficieze de serviciile acestei companii, dar și serviciurile auto
care au efectuat lucrări din baza asigurărilor RCA emise de Euroins. Dar în perioada în care are interdicție să vândă polițe RCA, societatea are în continuare obligația soluționării dosarelor de daună. Decizia de a interzice Euroins să mai încheie contracte de asigurare RCA a fost luată de către Autoritatea de Supraveghere în urma controlului inopinat desfășurat în luna mai-iunie 2013, care a vizat în primul rând verificarea modului de instrumentare și de finalizare a dosarelor de daună. Astfel, inspectorii au descoperit că reglementările și instrucțiunile de constatare și lichidare a daunelor nu sunt adecvate, că a fost diminuat în mod nejustificativ cuantumul despăgubirii față de valoarea rezultată din documentele existente la unele dosare de daună și că plata unor dosare de daună către păgubiți s-a făcut cu întârziere față de termenele prevăzute de normele legale. Ai carte, ai parte. Aceasta este deviza noului proiect care se va derula la Cernavodă în perioada imediat următoare. Programul vizează reintegrarea în învățământ a persoanelor care nu au reușit să-și finalizeze studiile sau care au abandonat școala. Reprezentanții unităților de învățământ partenere în acest program împreună cu edilul Gheorghe Hânsă s-au întâlnit cu mai mulți cernavodeni interesați de acest proiect care doresc să-și continue studiile nefinalizate la timp. În contextul actual, sute de persoane renunță sau abandonează școala fără să finalizeze măcar 8 clase. Din această cauză sunt întâmpinate dificultăți și în contractarea unui loc de muncă, deoarece pe piața muncii sunt căutate de cele mai multe ori persoanele cu studii medii sau cel puțin superioare. Pentru o șansă în plus la educație a fost inițiat în Cernavodă un program care vizează reintegrarea în învățământ a persoanelor care nu au reușit să-și finalizeze studiile. Avem 3 oferte. Eu am vorbit mai mult de partea care este cea mai grea. Partea de pregătire de la clasele 1-4. Și dacă sunt aici dintre voi, dumneavoastră, oameni care știu că au în casă, între rude, la prieteni, copii care au ieșit din perioada de școlarizare, adică a 3-a nu s-au la școală, s-au rămas repetent, sau nu s-au mai dus că n-au avut pantofi sau rechizite, este cazul acum, din nou, să încerce. Mai ales sunt copii care n-au făcut școala, dar sunt deosebit de deștepți. Astăzi, în sala Casei de Cultură din Cernavodă, reprezentanții administrației publice, împreună cu câțiva dintre consilierii locali, s-au întâlnit cu cernavodenii care nu au avut până acum ocazia să-și continue studiile din motiv de ordin financiar sau social. Cei prezenți la întâlnire au fost receptivi și bucuroși să afle că există posibilitatea de a-și relua studiile gratuit în cadrul noului program implementat la Cernavodă. Foarte bine, până în prezent e bine. Părerea lui domnul primar că este bine. E bine. Pe dumneavoastră v-ar interesa să continuăm studiile, cursurile? Nu, pentru că noi avem. Avem deja 8 și e bine. Domnul prezent e bine. Dar cunoașteți persoane care ar avea nevoie de așa ceva? Da, ei sunt destui la noi, la întreprindere. Sunt destui. Și credeți că e un lucru bun să fie integrați din nou pe piața educației? Foarte bine, da. Foarte bine. Eu aș avea că am 8 clase terminate și chiar m-ar interesa. O să vin să mă interesez să vedem ce e de făcut. Știți că trebuie să depuneți o cerere și apoi să veniți la curs. Știm. Dar noi lucrăm la gospodărie și să vedem acum cum ne încadrăm. Dar e o șansă totuși pentru toată lumea care are nevoie. Este, așa e, într-adevăr. Dacă nu ne-am dus când a trebuit, poate venim acum. Am 8 clase și pe cei care cunosc, adică din rudele mele, știu că au peste 8 clase. Dar totuși este bun pentru cei care nu au reușit să ajungă la școală. Normal, e foarte bine. Eu cred că sunt mulți oameni care nu au școală, nu au pregătire. Pentru demararea acestui proiect a fost solicitat sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Constanța, care a permis suplimentarea unei clase la Școala Generală numărul 2 din Cernavodă, unde elevii care au renunțat la studii pot să urmeze cursurile ciclului primar și gimnazial. Programul A doua șansă va fi demarat în luna septembrie și va oferi posibilitatea cernavodenilor de toate vârstele să obțină o diplomă de 8 clase. Înscrierile la cursuri se vor face gratuit, iar materia dintr-un an de studiu va fi condensată pe parcursul unui semestru. Pe 31 august se vor disputa meciurile din etapa a doua a sezonului 2013-2014 din Liga a patra la fotbal. Meciurile dintre ASTE Cogealac și Sparta Techirghiol și dintre Progresul Megidia și CSK Arvan Lipnița au fost amânate. Fără mulți bani puși în joc și fără o miză mare, meciurile din eșaloanele inferioare se dovedesc de cele mai multe ori spectaculoase. Chiar dacă fără execuții tehnice de nivel european, partidele din Liga a patra au farmecul lor. Dacă meciurile din Liga 1 se termină deseori cu scoruri infime, în eșalonul 4 golurile nu lipsesc, ba chiar sunt destul de multe. În runda inaugurală a noii stagiuni au fost marcate 69 de goluri în 10 partide. Astfel, un calcul simplu arată o medie de peste 6 goluri pe meci. Mâine, etapa a doua este deschisă de partida de la ora 12 dintre CFR Constanța CSE Forie.
La ora 18 vor juca Litoral Corbu, Unirea Topraisar, Portul Constanța, Vulturii Casino Constanța, CSA Gigea Victoria Cumpăna, Recolta Nicolae Bălcescu, CSO Ovidiu, Perla Murfatlar, Axiopolis Cernavodă, Gloria Băneasa, CS Mihail Cogălnicianu și Voința Valului Trean, Carsium Hârșova. Deocamdată progresul Megidia este liderul seriei Vest a Ligii a 4-a, CFR Constanța conducând seria Est. În prima etapă a actualului sezon, progresul a învins Carsium Hârșova cu 7-0. Prognoza meteo pentru acest weekend, din păcate, nu este atât de favorabilă precum ne-am fi așteptat cu toții. Mercurul din termometre va scădea în acest weekend, ajungând la maxime ce vor atinge până la 25 de grade Celsius pentru această sâmbătă și 26 de grade pentru duminică. Nici la mare vremea nu este atât de plăcută, întrucât gradele din termometre nu vor depăși 25 de grade în acest weekend. Aceasta a fost retrospectiva știrilor acestei săptămâni. Sunt Simina Lupu și vă mulțumesc pentru atenție. Dacă aveți informații sau imagini care pot deveni o știre, ne găsiți la sediul redacției noastre din incinta Casei de Cultură a Sindicatelor Lucian Grigorescu. De asemenea, suntem disponibili la adresa de e-mail mediatvmegidia@gmail.com, pe Facebook la numerele de telefon 0241-820700, 0728-820700 sau pe site-ul nostru mediatvgroup.ro. O seară plăcută și un weekend frumos! Pe curând!